în căutarea propriilor drepturi personale, astăzi vom vorbi despre tehnologie. Mai degrabă despre niște meandre tehnologice. Pentru că știm din filmulețele trecute, că și tehnologia asta urmează psihologia umană, da? Ce psihologie umană ai? Cam și problematică tehnologică o să fie. Dar cu un mic amendament. În primul rând, trebuie să fie o parte vitală și la tehnologia asta. Dom'le, am înțeles, faci niște lucruri tehnologice. Dar în primul rând îți trebuie ceva vital, da? Nu știu, energie electrică, mâncare, ceva, da? Așa e. Eu, din ziua de azi, vreau să pornesc cu cartea asta de elemente de tehnologie generală, manual pentru clasa a noua în liceele tehnologice, de la editura didactică și pedagogică din 2002. Nu am găsit altă carte, vreau o carte mai de facultate ceva, să citim lucruri mai adevărate, da? Dar ne legăm și de cartea asta. E subțirică în sinea poveștii și la propriu, dar și ca idei exprimate. Dar o să mai vin eu cu completări și nu e niciun fel de problemă. Bun, și până ajungem la cartea de elemente de tehnologie generală, trebuie să definim un pic tehnologia, de ce se vorbește de tehnologia asta. Vreau să formăm un pic și societatea, pentru că regăsim tehnologia și economia acolo la, ori la planul unic național, ori la proprietatea privată capitalistă, da? Fabrici, uzine, toate alea. No, și tehnologie văd că ne spune aici la Wikipedia, de exemplu. Ia să vedem ce zice. Tehnologie este știința meșteșugurilor, din greaca veche, adică tehne, artă, pricepere, abilitate a mâinii. Și logia e un fel de știință, da? Și mai zice că tehnologia este suma tehnicilor, abilităților, metodelor și proceselor utilizate în producția de bunuri sau servicii, sau în realizarea obiectivelor, cum ar fi cercetarea științifică. Tehnologia poate fi cunoașterea tehnicilor, proceselor și altele asemenea, sau poate fi incorporată în mașini pentru a permite funcționarea fără cunoștință detaliată despre funcționarea lor. Sistemele, de exemplu, mașinile care aplică tehnologia și produc un rezultat, sunt denumite sisteme tehnologice. Deci acum facem un pic obiectul tehnologiei, după care trecem la metodele tehnologice. Da? Cea mai simplă formă de tehnologie este dezvoltarea și utilizarea instrumentelor de bază. Invenția preistorică de unelte din piatră fasonată, urmată de descoperirea modului de a controla focul, a crescut numărul surselor de hrană. Revoluția neolitică ulterioară a extins acest lucru. Inventarea roții i-a ajutat pe oameni să călătorească și să controleze mediul. Dezvoltarea. Dezvoltările de-a lungul istoriei, printre care tipografia, telefonul, internetul, au redus barierele fizice în calea comunicării și au permis oamenilor să interacționeze liber, la scară globală. Printre efectele tehnologiei se numără dezvoltarea economiilor mai avansate, inclusiv economia globală actuală și apariția bunurilor Veblen. Nu știu ce să le-a. Multe procese tehnologice produc subproduse nedorite, cunoscute sub denumirea de poluare, și epuizează sursele naturale în detrimentul mediului înconjurător. Inovațiile au influențat întotdeauna valorile unei societăți și au ridicat noi întrebări în etica tehnologiei. Exemplele includ creșterea noțiunii de eficiență în ceea ce privește productivitatea umană
și provocările bioeticii. Utilizarea tehnologiei provoacă și dezbateri filozofice, în care se discută dacă tehnologia îmbunătățește condiția umană sau o înrăutățește. Neolutismul, anarhoprimitismul și alte mișcări reacționare similare critică omniprezența tehnologiei, susținând că aceasta dăunează mediului și înstrăinează oamenii. Susținătorii ideologiilor precum transumanismul și tehnoprogresismul consideră că progresul tehnologic continuu este benefic pentru societate și condiția umană. Și zice și că tehnologie, citim din Wikipedia și după aceea ne băgăm mai bine în problematică. Utilizarea termenului tehnologie s-a schimbat semnificativ în ultimii 200 de ani, zic ei, înainte de secolul al XX-lea. Termenul era neobișnuit în limba engleză și era folosit fie pentru a se referi la descrierea sau studiul artelor utile, fie pentru a face aluzie la educația tehnică, ca în Massachusetts Institute of Technology, înființat la 1861. Termenul tehnologie a luat amploare în secolul 20 în conexiune cu a doua revoluție industrială. Înțelesurile termenului s-au schimbat la începutul secolului al 20-lea, când oamenii de știință americani, începând cu Thorstein Veblen, au tradus ideile din conceptul german tehnic în tehnologie. În limba germană și în alte limbi europene există o distinție între tehnic și tehnologie, care este absentă în engleză, care traduce de obicei ambii termeni ca tehnologie. În anii 1930, tehnologia se referea nu numai la studiul artelor industriale, ci și la artele industriale în sine. Bine, și mai departe citiți voi pe ce zice pe asta, cum îi spune, pe internet, pe Wikipedia. Bun, acum că am vorbit un pic de tehnologie, să începem să citim un pic despre metodă. Domne, știți că metoda e sufletul unei științe. Ne învață cartea lui Ceaușescu, da? Uite, ne dăm tot la metoda în știința economică, pentru că noi știm că tot ceva cu inducție și deducție e pe acolo, e chestie generală. Procedeele poate mai sunt diferite și altele. Uite, metoda în știința economică și tehnologia tot de știință economică ține, da? Afirmarea economiei ca știință autonomă presupune, pe lângă obiectul său propriu de studiu, și o metodă. În domeniul economiei, metoda reprezintă un ansamblu de principii, de procedee și tehnici de cercetare, care au rolul de a contribui la extinderea cunoașterii științifice, la descoperirea de noi adevăruri și la rezolvarea cu eficiență tot mai mare a problemelor practice. Rolul metodei crește și mai mult dacă luăm în considerare faptul că esența proceselor economice nu apare la suprafața acestora, nu este direct sesizabilă, necesitând studierea aprofundată, ridicarea de la concretul senzorial la gândirea abstractă și apoi întoarcerea la concretul logic. Ce concret logic? O inducție și deducție logică acolo. Dar faci o abstractizare și te relegi înapoi pe inducția și deducția logică, cum o să facem în continuare. În general, metoda poate fi privită în dublu sens, ca metodă de cercetare și ca metodă de expunere a rezultatelor cercetării. Deci poți să și cercetezi inductiv-deductiv, da, cu metoda aia plus procedele ei, și poți să și expui, că dacă cu aia cercetezi, le poți și expune, tot cu inducție, deducție și toate alea. Uite, ca și formarea științei economice, constituirea metodei acesteia s-a realizat în timp, ca proces îndelungat. Primele elemente de metodă, în plan general filozofic, au fost formulate în Antichitate, deci plan general filozofic, de către Socrate, care a abordat teoria noțiunilor, deducției și inducției,
Platon, care a formulat o serie de idei în teoria deducției și demonstrației. Aristotel, în lucrarea sa Organon, abordează problemele metodei, fiind considerat întemeietorul logicii ca știința demonstrației, în cercetarea adevărului. El abordează inducția, despre care spune că este mai convingătoare, mai clară, mai ușor de cunoscut prin senzație și deci mai familiară mulțimii. Ce inducție? Poți să te gândești la o lege. Legea din fizică, din chimie, din societate și la un general. Dom'le, tot timpul ne referim la generalul ăla, știi? Și ci că e mai ușor de înțeles. Nu, așa să fie. În epoca modernă, Francis Bacon și mai ales René Descartes au reformat metoda aristotelică, deschizând un drum nou în domeniul metodei. Bun. Preocupări pentru metodă. În știința economică, capitalistă acum, se manifestă în mod sistematic, începând cu procesul conturării economiei politice ca știință. William Petty, care se considera el însuși întemeietor de știință. Din punct de vedere al metodei, recurge la argumente întemeiate pe experiență practică, pe cifre, greutăți sau măsuri, ca în științele naturii. Da? De-aia și pe tehnologie citim aceeași metodă în știința economică. Da? Că e cifre, greutăți, măsuri. Da? Probleme ale metodei sunt abordate și de către alți gânditori în domeniul științei economice. Este vorba de fiziocrați. În primul rând, fără Quesnay, apoi Adam Smith și David Ricardo, ca reprezentanți ai școlii clasice engleze. John Stuart Mill, considerat clasic de tranziție, analizează probleme de metodă în lucrarea sa Sistem de logică inductivă și deductivă, la 1843, considerând că inducția și deducția constituie fiecare doar momente ale procesului de gândire științifică. Și zice mai departe, procedeele ce caracterizează metoda în domeniul științelor economice sunt următoarele. Abstractizarea, da? Domne, și în tehnologie tot la fel poți să faci, da? Abstractizezi, da? Mai întâi gândești teoretic ceva. 2. Analiză inductivă și deductivă. În ziua de azi nu mai pornești de la zero. Ai de la ce porni un general, da? Pe economie ce general ar putea fi? Lăsând la o parte proprietatea publică. Noi cu ce ne facem bunuri și servicii? Cu tehnologia, da? E, ăla e general, da? Tehnologie. Așa e. Și trebuie să faci analiză inductivă și deductivă pe tehnologii. Și inducția generală e tehnologie, da? Și deducțiile, alte mărunțișuri ce derivă de acolo. Mai departe, al treilea procedeu, îmbinarea metodei istorice cu cea logică teoretică. Ce putem pune la tehnologia asta acum? Că metoda istorică, am înțeles, pe economie, societatea socialistă, capitalistă, feudală, sclavagistă, comuna primitivă și așa mai departe, da? Asta e metoda istorică pe economie. Pe tehnologie, cum poți face? Zici, domne, păi în ziua de azi, lumea consideră că suntem la aproximativ pe la tehnologie 4.0. Știi? Adică pe la informatizare și digitalizare și cibernetizare. Da? După care te duci în istorie și lumea deșteaptă în tehnologie, știu să le delimiteze tehnologiile astea din punct de vedere istoric. După care a fost în spate în istorie tehnologie 3.0, care a început prin 1965, ziceau unii, când s-a început să se automatizeze niște lucruri și să se aducă calculatorul în procesul de producție și așa mai departe. După care te poți duce și mai în urmă cu tehnologie 2.0, atunci unde s-a adus în economie electricitatea și linia de producție. Da?
la tehnologie 3.0, da? Linia de producție mai automatizată, da? Și cu curentul electric. După care te poți duce și mai în spate, în istorie, la tehnologie 1.0. Aia era tehnologia cea mai slăbuță, în care era cu puterea aburului, cu motorul cu aburi și chestii din astea, da? Bun. No, uite, așa poți și pe tehnologie să te duci în spate foarte tare. După care puteți să vă băgați și în alte tehnologii mai vechi, de evul mediu, de sclavagism, de comună primitivă, da? Cum fasonau ăia pietrele și sau făceau diferite topoare din piatră și așa mai departe. Ori și mai în spate, domne, cu descoperirea focului, da? Și aia e cu tehnologia ei. În neolitic, în epoca bronzului, da? Puteți să observați diferite tehnici și tehnologii care li s-a dat și denumirile astea, da? Epoca bronzului, chiar cu epoca bronzului, da? Că era fierului, avea treabă ceva cu fierul, da? Dacă era epoca pietrei, era ceva cu piatră, moldan. No. Mergeți cu metoda istorică și pe tehnologie în tiparul ăsta, că pur și simplu nu vă greșiți, că e cea mai interesantă metodă de a înțelege lucrurile pe lumea asta. După care următorul procedeu, ai putea zice analiză cantitativă și analiză calitativă a tehnologiilor, da? Nu numai a economiei în sinea poveștii, dom'le, a tehnologiei. Dom'le, câtă cantitate e acolo, câtă calitate are tehnologia, știi? Cum ziceau unii pe vremuri, dom'le, am adus de la slavoni o hardughie de aia grea, mă, și urâtă, dar merge, are ceva fiabilitate, mi-a știi? No, deci analiză cantitativă și calitativă, știi? Și pe tehnologie. Și mai e experimentul tehnologic. Ce se face în institute, în centre de cercetare, ori oamenii simpli, persoane fizice, da? Ori fabricile. Nu, e ceva clar, da? Cam așa e și cu partea de economie, cam așa sunt și procedeele. Îți formezi toată tehnologia pe inducția și deducția logică și societală, dar și pe tehnologie. Că economia, da, dacă suntem sistem economic, da, și economia, dacă e produse și servicii, se bazează pe tehnologii, da? Adică tehnologie ce înseamnă? Dom'le, transformarea naturii în lucruri utile și comode, poți să zici lucrul ăsta, da? Aia. No, și tehnologia atunci se aplică la toate lucrurile de pe pământ, orice faci. Dom'le, e o tehnologie acolo. E un proces și un procedeu, poți să-i spui. Da, dom'le, un procedeu, cum procedezi? Dom'le, vin cu un par și încep să pot să sap în pământ, zi? Și procesul în sine lui chiar sap în pământ cu lemnul ăla, zi? Și de aici deja te trezești că e un timp în care poți să sape acolo așa, după care mai e, bine, și o distanță, după care mai sunt și niște randamente, dom'le, un randament mecanic, de exemplu, dom'le, bat acolo așa și de-abia scrijelesc un pic pământul, un randament energetic, zici, bă, atât am dat că am obosit, știi? Mi-am pierdut energia, știi? Am obosit cu totul. Ai, după care faci un bilanț energetic, zici, dom'le, îmi ia vreo 5 săptămâni până să apă o groapă aici și cu parul ăsta, știi? Și îți faci un bilanț energetic și poate faci un bilanț mecanic. Dom'le, câți pari mi-ar trebui până să apă acolo? Că zici, băi, atâta, tot stric parii aia, tot trebuie să-i ascuți, să iau alții, știi? Da, și un bilanț mecanic acolo. Da. Mai reiese în ziua de azi și o problematică cu tribologia asta, adică cu uzura lucrurilor. Și pierderi de genul ăsta, da? Prin frecări și așa mai departe. Da? Aia. Și după care se încheie ciclul tehnologiei cu ecologia. Dom'le, e bun pentru ecologie ce faci tu acolo sau nu e bun? Știi? Pentru tine e bun, pentru specia ta e bine, pentru alte specii din zoologie sunt bune, pentru fitologie e bun ce am făcut.
poluează, nu poluează, dacă pricepeți ce vă zic pe aici, da? Cam așa e structura asta tehnologică. Pe aici o să ne mișcăm cu lucrurile. Bun, mai departe ce putem spune? Am explicat problematicile astea. Noi putem să pornim în înțelegerea tehnologiei și cu materiologie și energologie. Doamne, materia e cam ce vezi și ce pipă și toate alea, da? Cu gaze, cu solide, cu lichide. Și energia poate fi niște lucruri în mișcare, care poți să zici că e tot materie. Da? Pur și simplu, fotonul care se mișcă puternic. Ori tu, ca persoană, da? Doamne, înțelegi, eu sunt un material, dar am și o energie a mea, zici, mișc ceva. Dacă nu m-aș mișca, dacă nu e mișcare, nu se poate denumi energie. Energie ca acronim, eu am reușit să desfac cuvântul ăsta și reiese un fel de elementar nerv și după care mai spune gravitațional inductant ceva. De ce e așa? Păi fiți atenți, gravitațional inductant. Deci gravitația deja dă o forță acolo. Gravitația puternică strivește niște atomi și de acolo începe să țâșnească niște particule elementare, cum sunt fotonii. E, ălea din soare, că soarele e mai mare și strivește niște atomi. Pentru că e mare. Masa face să compreseze atomii din centru tot mai tare. Și îi strânge acolo. În timpul strânsorii și se formează alți atomi, mai atâșnește din el ceva, niște fotoni. Și ăia vin înspre Pământ, sub formă de lumină. El lovește în atmosfera și în Pământ, da, și începe să agite pe acolo așa niște lucruri pe Pământ. Da, și asta zice că e energie, da? Știi, elementar nerv, știi? Și gravitațional inductant, că induce gravitaționalul treaba asta, da? Se strânge atomul din cauza gravitației și pe care pleznesc și atâșnesc fotonii. Și cam apă acolo și cu energia. Nu, săraca asta energie chiar și la noi oamenii. Dom'le, o mișcare, da? O mișcare a materiei, poți să zici. Mai mici, mai mari, se mișcă. Mișcare a materiei vine. Aia. Bun. Și trebuie să pornim cumva să înțelegem lucrurile astea și din materiologie și energologie. În ziua de azi, tehnologiile mai sunt cumva structurate și în legătură cu sistemul economic. În ce sens? Dom'le, prima dată, bine acum, poți să le înțelegi de la mic la mare, de exemplu. Pornind de la ce? De la nanotehnologie. Adică tehnologii mici, care sunt de dimensiunile nano, da? Nanoparticule, ceva. După care vine microtehnologia, de dimensiuni mici, de la microni, da? De 1000 de ori mai mici ca un milimetru, da? După care vin macrotehnologiile, cum e în chipul de calculator, da? După care vin macrotehnologiile, e chiar chipul, sau un telefon mobil, sau o cărămidă. Sunt mai mari, da? Macrotehnologie. Astea se fac în microeconomie, adică în fabrici și uzine, ori în mezoeconomie, am văzut că mai sunt capitaliștii, ceva o economie de mijloc, n-am prea înțeles ce e aia, dar am pus și mezoeconomia. Și macroeconomia înseamnă toată economia luată la un loc, dintr-o țară. Și mai vine, ca mărime economică, mondoeconomia. Toată economia mondială. Puteți să o înțelegeți din mic în mare. No. Pe tiparul ăsta trebuie să mergem înainte cu dezvoltarea logicii tehnologice, inclusiv cu logica societății, da? Bun. Deci am citit metoda în știință economică luată din cartea capitalistă. Putem să mergem un pic cu metoda să citim și din cartea
lui Ceaușescu, de socialismul, cel puțin partea generală, și să zicem, să citim așa: metoda este, în mare măsură, sufletul unei științe. Deci dacă nu știi metoda asta inductiv-deductivă, cu procedeele din jur, din jurul ei, cu abstractizare, cu experiment, cu metoda istorică în, la fund, nu te prinzi. Care-i treaba, da? Și de-aia, metoda e sufletul unei științe. La toate științele. Sarcina științei, de-aia tot citesc metoda, știi? Sarcina științei constă nu în a înregistra pur și simplu fenomenele, în a colecționa faptele, ci în a pătrunde în esența lor, în a înțelege legăturile lor interne, în a descoperi legile apariției, dezvoltării și pieirii fenomenelor și proceselor. Dacă forma de manifestare ar coincide cu esența fenomenelor, atunci orice știință ar fi de prisos. Pătrunderea în esența fenomenelor face necesară utilizarea unei metode de cercetare corecte, sprijinindu-se pe cuceririle anterioare ale științei. Marx și Engels au elaborat metoda științifică de studiere a naturii și societății, care se numește dialectica materialistă. Aceasta examinează lucrurile, fenomenele, procesele și reflectarea lor în intelect, noțiunile în legătura lor reciprocă, în mișcarea, în apariția, dezvoltarea contradictorie și dispariția lor. Dialectica materialistă este indisolubil legată de materialismul filozofic marxist. De ce o spus așa? Că dialectica materialistă vorbește în primul rând de logica naturii și materialismul filozofic marxist vorbește de logica societății. Da? Și se întrepătrund. Da? Principiile fundamentale ale materialismului filozofic constau în următoarele. Prin natura ei, lumea este materială, alcătuită din materie în mișcare, iar materia trece dintr-o formă în alta. Materia este factorul prim, iar conștiința factorul secund, întrucât conștiința este produsul materiei ajuns la un înalt grad de organizare. Lumea obiectivă este cognoscibilă, iar reprezentările și noțiunile noastre sunt reflectări ale lumii exterioare, care există independent de conștiința omului. Aflându-se într-o unitate indisolubilă, metoda dialectică marxistă și, și materialismul filozofic se întrepătrund, constituie o concepție filozofică integrală despre lume, care este materialismul dialectic. Creând materialismul dialectic, Marx și Engels l-au extins totodată la studiul societății, ai văzut? Făurind astfel materialismul istoric. Noi pe tehnologie facem tehnologia istorică, da? Intrăm cu tehnologie 4.0, 3.0, 2.0, 1.0, după aia mai încolo, tehnologia evului mediu, sclavagismului, comunei primitive, epoca fierului, a bronzului, da? Epoca pietrei, epoca focului, ce mai e pe acolo, da? Te duci în fund, da? Bun. Creând materialismul dialectic, l-au extins la studiul societății, făurind astfel materialismul istoric. Ai văzut? Și pe tehnologie iese, da? Nu numai pe economie. Materialismul istoric constituie una din cele mai mari cuceriri ale gândirii științifice. Dar economia înseamnă totalitatea la toate tehnologiile, da? E totalitatea tehnologiilor care le-ai în țara ta. Sau în lume. Bun. Cam asta zice ca general, da? Și am citit de acolo. Eu nu am găsit pe tehnologie o metodă clară. Eu le știu cam de la mine, așa. Doar cartea asta am reușit să o găsesc pe internet. M-am tot uitat la cursuri de facultate, la tot felul de lucruri, să găsesc metoda în știința tehnologică. Dom'le, n-am găsit. Uite, am aici așa un curs, Bazele electrotehnicii. Și am găsit o chestie interesantă.
Ne spune așa, că în primul lucru e obiectul cursului. Toate cărțile bune trebuie să înceapă cu obiectul la ce carte aia. Ce vrea să spună pe acolo? După aia punctul 2 e metoda, da? De a înțelege cartea aia. Metoda de obicei inductiv-deductivă, împreună cu procedele din jur. Da? Și ei, în locul la metodă, o scris aici, legi și teoreme, da? La bazele electrotehnicii. Și să citim un pic o jumătate de pagină, ce o scris și aici. Când n-am de unde să vă dau despre tehnologie, nu găsesc metoda ca lumea. Și o spun totuși de la mine. Fiți atenți aici, legi și teoreme. De fapt, e metoda. Relațiile independente între mărimile dintr-un domeniu de cercetare care nu se pot demonstra sau nu se pot deduce din alte relații se numesc legi. Ele se stabilesc prin extinderea valabilității unui număr mare de experiențe pe baza unei abstractizări. Ați văzut? Legile redau cele mai generale, inducția logică, cunoștințe asupra fenomenelor dintr-un domeniu de cercetare și reflectă proprietățile obiective ale fenomenelor. Relațiile care prin analiză logică se pot deduce din legi se numesc teoreme. Prin progresul științei se descoperă legi mai generale, astfel încât unele legi stabilite anterior reprezintă cazuri particulare sau se deduc din aceste legi generale. Absolut, e cu inducție și deducție logică, da? Din această cauză, în fizică există multe teoreme care poartă numele de legi, de exemplu, teorema lui Coulomb, teoremele Kirchhoff, etc. Un domeniu al fizicii este stăpânit dacă se cunosc mărimile primitive și principalele mărimi derivate. Legile și pe baza lor demonstrarea teoremelor importante ale domeniului. Teoremele generale, care la un moment dat pot avea rol de legi, se numesc leme, cică. Sau teme, nu știu. Leme. De exemplu, lema fluxului electric. N-am mai auzit niciodată așa. Cu ajutorul legilor și teoremelor se poate deduce evoluția trecută, prezentă sau viitoare a fenomenelor. În funcție de condițiile inițiale și condițiile limită de frontieră corespunzătoare stării sistemului fizic, adică condiții de unicitate. Legile teoriei microscopice a fenomenelor fizice sunt legi generale și legi de material. Legile de material se deosebesc de legile generale prin aceea că în expresia lor intervin anumiți parametri specifici diverselor materiale, coeficient de frecare, căldură specifică, etc. Cum ați spune de electrotehnică mai tare, da? Legile de material există numai în teoria microscopică, numărul lor nu este limitat, ci poate crește odată cu evoluția științei. O lege valabilă pentru mai multe domenii se numește principiu. De exemplu, principiu conservării energiei. Și scrie și electromagnetice, că e bazele electromagnetice în curs. Da. Deci am găsit metoda în cursul ăsta, da? Dom'le, au spus ceva cu legi și teoreme acolo. Și trebuie cu general și particulare, da? Bun, și dacă se găsește un general și mai mare, ăla va fi nou general și vechiul general, o fi vreun, o particularitate. De exemplu, cum e pe cosmologie, între Kepler și Newton. Kepler a descoperit cum se învârt planetele și le-a calculat și ăsta Newton a explicat și cam care ar fi motivul, știi? E un fel de mărimea la materiei care compune acolo așa un, nu știu, un soare, un pământ, știi? Cu cât e mai mare, cu cât e masa mai mare la un lucru, cu atât și gravitația crește, știi?
No, și partea cu gravitația a devenit mai puternică și mai generală decât ce-o calculat nenea Kepler. Și Kepler și formulele lui de calcul ale de învârtire a planetelor în jurul Soarelui au devenit particularități, da? Mai mici. Așa e. Și nouă ne va trebui foarte mult, în logica naturii, problematica asta gravitațională. Să vedeți că de acolo reiese aproape toate problematicile ce le avem și noi pe Pământ și toate legile fizice ce le cunoaștem și chimice din ziua de azi, de la gravitația asta și lucruri din astea. Bun. Pe mai departe, eu zic să formăm un pic și societățile socialistă-capitalistă, pentru că avem nevoie să intrăm în economie. Și economia știm că e formată din tehnologii. Dacă n-ar fi tehnologiile, noi nu am ști să facem nimic. Am trăit ca în epoca de piatră. Bun. Și s-a întotdeauna să formăm societatea. O națiune modernă din ziua de azi, dar nu ne legăm de cele din trecut, are trei roluri, da? De protecție, de siguranță internă, protecție externă și pentru ce le faci? Păi pentru dezvoltare. Deci ăsta e rolul națiunii. E o chestie economică, în primul rând. Da. Bun. Și ca să te dezvolți, să faci economia asta, noi trebuie să formăm un tipar logic de a înțelege toată societatea. Nu poți să o înțelegi în națiunea și lucrurile în ziua de azi, mai ales așa la amalgam. Trebuie să o structurezi după o metodă. Așa cum citim întotdeauna, metoda la începutul cărților sau la începutul filmulețului. Bun. Și să începem cu, domne, să găsim un general la societatea asta, știi? Domne, totul pornește dintr-un general și restul sunt particularități. Ne spune în carte de economie politică a lui Ceaușescu, cea capitalistă nu spune, că generalul ar fi proprietatea. Domne, cine-i proprietarul ăla decide. Păi bănuiam noi că așa e, știi, că cine-i proprietarul ăla taie și spânzură, nu? Așa e. E, națiunea modernă din ziua de azi a fost creată ca proprietate publică. Nimeni nu poate aduce un certificat de proprietar, că el e stăpân pe jumătate de țară și restul țării nu. E stăpân pe altă parte de țară. Nu au. Dar de obicei, pur și simplu, e proprietate publică. Mai mult sau mai puțin. Știți, în funcție de cât ești de imperiu, de antiimperiu, cât de bine reușești cu protecția, cu diplomația, da? Cu armata, să te susții. Ca să poți să susții în interiorul țării proprietatea asta publică să fie aproape 100% a ta, da? Bun. Și să ai controlul pe ea. No, din tiparul ăsta de proprietate publică trebuie să formăm toată societatea publică acum. Asta e și o națiune modernă din ziua de azi. Tot dintr-un tip de proprietate va fi și societatea capitalistă. Va fi structurată. Da, vedem și ce fel de proprietate e. E o proprietate confiscată, da? Adică dacă noi suntem coproprietari pe acolo, păi ce altă proprietate mai poate să fie? Decât una care se bagă în ale tale, da? Ți-a ceva. Te lasă fără proprietate, știi? Deci ai proprietate capitalistă, privat-capitalistă. Pe astea două tipuri de proprietăți se structurează pe aia publică, societatea publică, ceva aproximativ cum era pe vremea lui Ceaușescu, dar fără partide și fără alegeri, cu meritocrație și lucruri din alea, și societatea capitalistă cu proprietatea privat-capitalistă, cu partide, cu alegeri și totalitarisme, da? Așa e. No. Noi trebuie să mergem cu logica asta, că ajungem în lanțurile economice, în economie și de acolo ajungem și în tehnologie. Și nu avem cum să facem altfel toată treaba. Așa trebuie să facem logica societății. După care și logica tehnologică, da? Și să intrăm în tehnologie. Bun, și mai departe. Noi știm, domnule, dacă e proprietate publică, facem deducții logice. Înseamnă că suntem coproprietari, da.
Domnule, dacă e proprietate publică, înseamnă că trebuie să ne autoconducem acolo, da. Domnule, dacă e proprietate publică, avem o cotă parte egală acolo, toată lumea, da? Suntem 20 de milioane de oameni și suprafața țării 230 de mii de kilometri pătrați, împărțită la 20 de milioane de oameni, este pe un hectar 100. Calculați-o și voi pe acasă, să vedeți ce, cât vă da. Aia ca suprafață. După care mai aveți volumele în sus, la hectarul la 100, până la 12 kilometri de aer, că atâta spune tratatul internațional, până la 12 kilometri în aer, și după care volumele de pământ, de sol, subsol, până spre centrul pământului, mă gândesc că va fi... te poți băga, dacă nu te arde magma, știi? Bun. După care mai ai și vreo 12 kilometri sau 12 mile în mare, deci pe 12 kilometri, și zice mare teritorială, așa e tratatul Mării Negre, de 12 kilometri sau 12 mile, eu știam 12 kilometri. Așa e mare teritorială. Ăstea trebuie să știți că e proprietate publică și e cotă parte egală. Indiviză, ca să nu crească la unii mai mult și la alții mai puțin. Să crească la toată lumea sau să scadă în același timp. Da? Dacă tratatul Mării Negre zice că nu mai sunt 12 km în larg mare teritorială și sunt 13 sau sunt 11 km, da? Va trebui să te extinzi la hectarul la 100, mai pui un centimetru de apă, probabil, acolo, știi? Și dacă e 11 km, te mai comprimi, o țără, știi? Trebuie să mai dai ceva din hectarul la 100. Cam așa e cota indiviză. Bun, deci ne-am înțeles cu suprafețele și volumele țării, că e foarte important. După care, hai să vedem cine decide pe ele. Dacă sunt proprietar, am hectarul la 100, da? Ca o proprietate personală. Deci eu decid, proprietatea mea personală, în orice domeniu, oricând despre orice. De ce e bine să gândești ca proprietate personală? Dom'le, ca să știi că nu te fură nimeni, știi? Nu că e publică și domnia publicului, știi? Nu, băi, a mea, și eu formez împreună cu publicul, tot publicul, știi? Așa e. Dar e bine să o înțelegi tot ca cotă indiviză. Să nu zici că, domne, hai hectarul la 100, îl încadrez și hop-top că, domne, eu sunt stăpân numai pe hectarul 100. Că poate prinzi un hectar prost. Domne, nu pot să mănânc suficient de acolo. Am prins numai pietriș, am prins vulcanii noroioși, am prins vreo plajă, am prins vârful muntelui hectarul la 100. Și acum trăiesc pe vârful muntelui, că nu prea găsesc de mâncare, știi? Ei, și hectarul la 100 gândește-l ca teorie, teoretic e al meu, știi? Și practic decizi prin referendum, pe cota aia ta indiviză, a 20-a milioane aparte, în orice din țara ta, ca suprafață, da? Că dacă ai un zăcământ la satul mare și tu ești din Constanța, domne, și eu decid acolo pe zăcământul ăla, chiar 20-a milioane aparte, e al meu. Da? Și trebuie să știți faza asta. Nu ce vă îndrugăște pe la televizor că, domne, guvernul decide, știi? Nu, bă, mătabă decide. Te crezi tu proprietar pe țara ta, scoate certificatul de proprietar, băi, capitalistule. Nu fă figuri, știi? N-are, bă. Dar voi sunteți și suveranii și coproprietarii pe țara asta. Asta e o națiune, asta e definiția națiunii. N-am făcut-o eu. E de la Revoluția franceză și engleză, pe acolo, Oliver Cromwell, la 1789, pe la Revoluția franceză, când i-o tăia capul la tot felul de regi și a ajuns la putere după aia Napoleon Bonaparte, atunci, în timpul ăla, s-a constituit națiunea asta, sau ca idee, da? Și s-a pornit de la ce? De la proprietate publică. Se constituie națiunile. Da? Și dacă e constituirea națiunilor, a spus să facă și un act fundamental de constituire, care îi spune Constituție. Da? Și Constituția, dacă vă uitați, să vedeți că urmează tiparul logicii societății, ăsta care vă spun eu. La primul articol spune că ce-i țara aia, dacă republică, ce sau publică. Pe la articolul 3.4 vă spune de cine-i suveranul, adică poporul e suveran. Dar după aia vă mai aburește că și exercită suveranitatea prin organe reprezentative. Nu, bă, direct, bă, lasă-mă cu reprezentativul tău, da? Să vedeți cum se structurează, da? După care vine și suprastructura statului. Că zici, domne, în sinea poveștii toți suntem egali pe acolo, așa e. Dar cineva tot trebuie să conducă, știi?
dar nu ca un totalitar. Conduce în sprijinul nostru, al tuturor. L-am pus acolo sus ca să facă pentru noi, pentru hectarul al nostru 100, să ne meargă bine, știi? No, și de aici reiese o suprastructură a statului. Ăia mai bun și mai de treabă urcă pe o suprastructură în stat. Și îți spune în Constituție și suprastructura statului, care e formată din trei lucruri. O parte legislativă, una executivă și una judecătorească. De ce se ajunge la lucrurile astea? Păi stai să vezi. Păi zici așa. Păi domne, dacă eu sunt coproprietarul și eu decid pe cota mea parte indivisă un hectar 100, păi eu sunt organul decizional. Eu fac legea. Deci eu sunt putere legislativă. Da, deci poți să o casetezi ca o putere legislativă, da? Și poți să o formezi, domne, mare adunare națională, de exemplu, sau zici și cum vrei tu, știi? Un congres, ceva, zic, pe acolo, o denumire. Dar e națională, e supremă, e națională. E, lumea din ziua de azi și țara voastră o și împărțit teritorial toată țara. În județe, orașe și comune. Dar comuna e cea mai mică împărțire administrativ-teritorială, ca să fie mai ușor de condus și de administrat. Legea administrativă, că nimeni nu are certificat de proprietar, da? Și administrează. După care vine orașul, concentrarea asta urbană, care e superioară comunei. Evident de ce, da? Că acolo și-a trăiește lumea de calitate mai bună, sunt fabrici, uzine, da? Blocuri, e mai înaltă treaba. După care vine județul, care înglobează și comuna și orașul, care e superior ca administrativ teritorial. Da? Și suma tuturor județelor face, da, toată țara. Da, și astea sunt probleme naționale, da? Unde se întâmplă mare adunare națională pe legislativ. Pe județean poate să fie un Consiliu Popular județean, pe orășenesc poate să fie un Consiliu Popular orășenesc, pe comună poate să fie un Consiliu Popular comunal, care face legile, le drege și voi le votați prin referendum. Toate în sinea poveștii. Chiar dacă sunt multe, domne, eu sunt proprietarul, eu decid. Păi dacă nu deleagă pe cineva, dacă chiar ești prost, dar în sinea poveștii, tu trebuie să decizi în tot și în toate. Și pe cota indiviză, da? Nu că decizi numai pe partea ta, de hectar 100 și ce te privește pe tine. Nu ce privește pe altul, știi? Nu-i capitalism aici. Bun, după aia, după ce s-au făcut legile, ce crezi? Păi bă, hai să le punem în practică, știi? Că noi știm că națiunea, pentru ce o faci? Pentru dezvoltare, știi? Pentru economie. Și hai să facem și un cineva care le pune în practică pe legile astea. Un cineva care execută, da? Și poți să-i zici putere executivă. Cum e guvernul la capitaliști, știi? Sau și poți să-i zici Consiliul de Ministri, că nu te guvernează, e Consiliu, mă consiliază, știi? De ministri, cu un prim-ministru, cu ministere, pe acolo, da? Ministerele sunt făcute cumva specific, mai pe ramuri, ca să fie bine reglat pe acolo și în economie, da? Să știi bine ce ai în custodie pe acolo și să-ți iasă treaba, da? Planul ăla unic național și toate alea. Da. După care a treia putere în stat, pe suprastructura statului, deci, domne, dacă executivul ăsta nu execută bine ce a făcut legislativul și alte chestii, noi ce facem în cazul ăsta? Păi, domne, trebuie să mai formăm o a treia putere în stat ca să judece ilegalitățile, știi? Domne, ce am decis prin referendum? Să nu fie încălcat, știi? Să nu fie încălcată legea. Și să face o putere judecătorească. Și puterea asta judecătorească poate să aibă un minister al justiției, care e format așa ca administrativ teritorial, cu judecătorii orășenești, cu tribunale județene, cu tribunal național. Mai poate să aibă și un minister public, procuratura asta. De ce minister public? Zici, domne, ar fi un minister care se ocupă de legile publice. Știi? Nu ministerul public al capitaliștii din ziua de azi. Creați ministerul privat al statului capitalist. Știi, și Ministerul Public au grijă, procurorie, să se respecte legea ce ați decis-o voi prin referendum.
Și ăia se uită la, credea, sunt parchete de pe lângă judecătorii, tribunale, tribunal național, ca să-i observe, să nu încalce legea tribunalele și judecătoriile, da? Și ce mai au în grijă ministerul ăsta public? Se uită și înspre partea de protecție. Spre cine? Spre MAPN, Ministerul Apărării Naționale. În ce sens se uită? Domne, Ministerul ăsta al Apărării Naționale s-a decis, că așa au vrut lumea, da? Așa e de sute de ani faza. S-a tăiat în două. Ministerul Apărării Naționale de Protecție Externă și un Minister de Interne de Securitate Internă. Și MAI-ul ăsta ține mai degrabă, ține de poliție. Da? Și MAI-ul e o aripă civilă, da? A Ministerului Apărării Naționale. Dacă pricepeți faza, da? În ziua de azi nu mai e chiar așa, dar tot ești. Din pricina asta MAI-ul e judecat polițistul la parchetele militare, nu la parchetele civile. Știi? Sau la Ministerul de Justiție Civil. La parchetele militare ale Ministerului Apărării Naționale și de-alea. Au și aia parchetele lor, știi? No. Și uite așa s-au făcut, s-au creat o parte judecătorească pe acolo și-au structurat ei și-au îmbârligat-o cumva, cumva, domne, să dea bine și să meargă legislația și egalitarismul ăsta. Voi, partea judecătorească, puteți să o înțelegeți și într-un fel, de două feluri. De exemplu, domne, nou, pe noi nu ne interesează partea judecătorească. Că eu am decis în legislativ ce lege să votez. Dacă am făcut o tâlhărie, mă bag singur la pușcărie, da? Eu mi-am dat anii de pușcărie, că eu mi-am votat legea. Și poate partea judecătorească nu mai poate să existe. Poți să zici, știi? Nu, dar văd că ăștia sunt totalitar toți și lasă domne putere judecătorească ca să avem noi putere sus la suprastructură, să decidem noi, să băgăm la pușcărie pe cine vrem noi, să omorâm pe cine vrem noi și sunt hoții ăștia, șmecheri ăștia de capitaliști și Ceaușescu era o sărăhoț, da? Că avea securitate, avea puterea judecătorească mai puternică decât trebuia, știi? Mai făcea figuri. Era Norica Nicolae, după ce o vedeți pe la televizor, băga lumea, era procuroare ceaușistă, băga lumea la pușcărie fără drept de apel, știi? Bă, vezi că ăla nu încălca legea, știi? Și tu l-ai băgat la pușcărie, băi, tâmpit-o. Și acum vii să faci pe pelenista pe la televizor și așa mai departe. No, și cam așa e cu partea judecătorească. No, suprastructura asta, să vedeți cum se populează acum. Noi, da? Lăsăm un pic suprastructura și vă arăt cum începe să se populeze suprastructura. Noi știm că națiunea e făcută pentru dezvoltare, da? Protecție, siguranță și dezvoltare. Ce dezvoltare? Economică. Prin ce o faci? Păi prin tehnologii, da? Știință și tehnologie. Da, ce treabă avem noi azi. Și, fii atent, domne, ca să facem economie, noi trebuie să facem și o juridică economică, da? Că cu hârtii toate în ziua de azi. Juridica asta economică se poate numi în felul următor, ca deducție logică. Dom'le, dacă suntem coproprietari naționali, noi trebuie să cooperăm, nu? Într-o cooperație care se poate numi cooperativă. Și pentru că suntem coproprietari naționali în toată țara, cooperativa se va numi cooperativă națională. Sau pe vremea lui Ceaușescu zicea economie națională. Sau economie republicană. Că era, se băga partidul, știi? Și nu mai era economie publică, re-ul ăla din față la cuvântul de publică, republică, re-ul ăla însemna că era un partid acolo. Și ce partid era? Păi public, că era PCR-ul. Dacă era partid privat capitalist, puteți zice economia republicană, dar capitalistă, spune. Știi, să se înțeleagă mai bine faza, știi? Aia, dar noi vorbim de economia publică, de meritocrație și democrație, că asta înseamnă democrație, puterea poporului. Tu decizi din tot și în toate, nu partide sau alții, știi? Asta e adevărata democrație. Nu ce vă spune vouă pe la televizor, te ia acum un grăsan care zice că e din sindicate, le un PSD-ist, da? Ce ține cu tot cu capitalismul. Nu vă spune vouă de meritocrație și democrație. La mișto numai vă vorbește pe acolo. Dar asta e adevărata democrație. Ce vă fac acum? Economia asta, da? Publică. Bun.
Și să trecem la economie acum, că e vorba despre economie și de acolo se populează și suprastructura statului. Bun, după ce am făcut Cooperativa Națională ca juridică, noi trebuie să facem acum și un plan unic național de dezvoltare. Dacă cooperativa e națională și e bine să fie unic și național, ca să nu fie mai multe planuri, că se fură planurile între ele, știi? Se fură unii pe alții și suntem coproprietari național și nu prea merge. Ați înțeles logica la figuri? Da. La o cooperativă națională trebuie un plan unic național de dezvoltare. Acolo, în interiorul ei, trebuie să și muncim. Mă fii atent. Noi știm de la țară, domne, noi facem muncă personală, domne, noi muncim pentru noi, știi? Așa e, dar munca pentru tine nu e așa de productivă. Te pricepi la un lucru, două și altele mai slăbuți le faci. E, când muncești împreună, se numește muncă socială. La munca socială ai randament mai bun. De ce? Pentru că lucrul la unul sau două care le faci bine, le faci continuu și în producție mare. Altul care se pricepe la fel, la un lucru, două, bine, și ăla se apucă să facă producție mare. Știi? Și când te uiți la toate producțiile, toate producțiile sunt de calitate mai bună. După ce au făcut toată lumea producțiile alea mari, începem să ne dăm între noi să facem schimb de produse și servicii acum. Știi? Dom'le, tu ai făcut produsul bun și eu am făcut produsul bun pentru tine. Da? Ne facem schimburi. Da? Eu cer, tu produci. Tu produci, eu cer. Știi? Și ne echivalăm lucrurile. Da? Ca să nu ne furăm unul pe altul. Și se reușește treaba asta. Nu e că vai de mine că nu se reușește. Există indici de contribuție în primul rând. Ce sunt aia, domne? Durata muncii, da? Complexitatea muncii, calitatea și cantitatea muncii, valoarea socială a muncii, știi? Ce valoare are pentru alții, munca ta, știi? Valoare socială. Urgența muncii, domne, noi vrem urgent ceva. El vrea un indice de contribuție, bun, da? Mai, o să mai primești niște bani la salariu, că dorește lumea ceva, urgent, domne, fă urgența, aia. No, și tot așa, sunt mulți indici de contribuție. Da, și în funcție de indice ăștia de contribuție, se ajunge să fii și retribuit, da, să fii plătit. Mulți zic, băi, am înțeles, dar nu ți se pare că unul ar munci mai mult și altul mai puțin? Și nu mai este egalitarismul ăla așa nivelat? Așa e. Știi? Și din cauza, da, că noi știm, domne, proprietate publică, suntem egali în muncă, așa e. Și pe urlă unul, băi, eu am contribuit mai mult ca tine. Și acolo, și ție ți-am dat dreptate, așa e. Și de aici, egalitatea asta se transformă în echitate. Dom'le, cât contribui, atât ai. Știi, adică fiecare după munca lui, de la fiecare după capacitate, fiecare după munca lui. Era marea idee socialistă, știi? Așa. No, și atunci, de aici și-a vine, dar aia care contribuie mai mult, ia mai mult. Și aia care contribuie mai puțin, o să ia mai puține produse și servicii. Cum poți înțelege faza asta și cum poți să o faci? Zice așa, domne, timp de un an de zile, toate produsele și serviciile, toată masa și valoarea de produse și servicii dintr-un an de zile, se împarte pe persoană, egalitar, teoretic. Domne, masa de produse și servicii, teoretic, pe persoană, cât s-a făcut într-un an de zile, e asta. Am înțeles. Și în ziua de azi s-a considerat că să ne dăm produse și servicii unii la alții nu e chiar suficient de bine. Și s-a creat o marfă generală, care se numesc bani. Banii ăștia, monedele și bacnotele, da? Banii ăștia trebuie să fie egali, da? Cu masa de, și valoarea produselor și serviciilor. Și masa de bani și valoarea lor, da? Trebuie să fie egalitară. Ca să nu fie mai mulți bani, sau mai puțin decât masa de produse și servicii. Așa e, să le putem împărți cum trebuie. Și acum haideți să ne uităm spre bani. Masa aia de bani mare, un produs național brut, probabil, ceva de genul, zice, eu știu, ăla se împarte tot teoretic pe persoană. Deci, domne, salariu mediu, poți să-i spui la treaba asta. Că salariul ăla mediu, știi, domne, contribuția medie de produse și servicii, ce am făcut timp de un an. Noi toți, la un loc, știi? Și pe persoană, în 1989, era vreo 3.000 de lei, salariu mediu. Bun! Deci aia înseamnă că media nivelată
în muncă, ar fi de 3.000 de lei. După aceea sare ăla care a contribuit mai mult. Păi bă, am contribuit mai mult ca tine. Așa e. Deci vei lua un pic mai mult decât media de produse, da? Dacă ai indicii de contribuție buni, vei lua mai mult decât media de produse și servicii, da? Și de bani, decât altul. Și la altul scade. Și proporția între ăia care sunt sub 3.000 de lei cu proporția aia care au 3.000 de lei e egalitară, proporțională cumva. Că nu au ăia, de unde să-ți dea bani, știi? N-au acoperire, că poate BNR-ul îți dă bani, știi? Dar n-au acoperire în produsele care s-au făcut timp de un an. Și ne furăm unii pe alții, ori rămânem unii fără produse, știi? Rămâi fără pâine, știi? Da? Și chestii din astea, și trebuie să fie egalitare lucrurile. Da? Și proporțională faza între lumea care ia sub salariul minim și lumea care ia peste salariul minim. Da? E o proporție generală acolo între ele. Da? Că toți banii care li s-o dat la lume, lumea să poată cumpăra toate produsele și serviciile ce s-au făcut timp de un an. De aici o lege fundamentală a proprietății publice, dom'le, cât se produce, atâta se și consume, știi? Idee. E capitolul, nu știu, al șaselea parcă, din economie politică socialistă, știi? Dacă vă uitați la economia, ce v-am spus-o, știi? No, vedeți cum reies lucrurile frumos acolo? Ai. Bun. Și să vedeți acum o chestie foarte interesantă cu contribuția asta. Dom'le, ăștia care contribuie mai mult și mai puțin, dar contribuția în sinea ei ți aduce nu doar produse și servicii din economie. Te urcă și într-o ierarhie în conducerea țării. În funcție de contribuție poți urca și în suprastructura țării. Dacă ai pe legislativ, ești foarte bun, urci pe legislativ în fruntea țării. Că te pricepi, ești cel mai bun din țara asta pe legislativ, da? Să faci legi. Pe executiv, dacă ești cel mai bun dintre cei mai buni în domeniul economiei, o să ajungi primul ministru. O să ajungi ministru pe ramurile economice. Dacă e Ministerul Energiei, domne, sunt cel mai tare pe energie. Și sunt ministru. Când nu mai ești tare, se vede la salarii, la salariu, știi că sindicii de contribuție, când nu mai ești cobori, nu mai ești, ești secretar de stat, nu mai ești ministru, da? Și te duci mai jos. Ori ajungi în partea județeană, ori și mai jos, și mai jos. Unde ți-e contribuția, acolo scazi sau urci. Și o chestie continuă, da? Suntem 20 de milioane de oameni, sunt 20 de milioane de ierarhii în conducerea statului. Prioritar în ierarhie în conducerea statului o au muncitorii, da? Că ei, dacă e sistem economic, muncitorul e primul și contribuția automatizat îi dă și dreptul să urce în ierarhia de conducere a statului până la nivelul lui maxim de incompetență și până unde poate. Dacă e cel mai tare din țara asta, va conduce țara. Dar atâta timp cât poate, da? Cât nu-l taie altcineva, știi? Dacă a angajat, nu ca mandat, cum e la capitalism, știi? Cât poți, poate poți o zi sau două, după care scazi, știi? Poți fi, de exemplu, președintele la Consiliul de Ministri, nu, primul ministru, poți să fii o zi. Nu o zi, după care un ministru din toate ministerele alea e mai tare ca mine. E, următorul va fi unul din miniștri de pe acolo. Tot așa, zilnic se poate schimba primul ministru. Cum vedeți că fac ședințele ăștia pe la Senat, pe la Camera Deputaților, e câte un președintele la ședința din ziua nu știu de care. Nu, în sinea poveștii, bine, ăștia sunt capitaliști, da? Sunt ale lor. Dar se poate aplica și în Consiliul de Ministri, în guvern, foarte simplu faza asta în guvern. Da, executiv acolo. Da? Dom'le, o zi ești, o zi nu mai ești, nu mai contribui cât trebuie, știi? Asta e adevărata competiție. Nu ce vă zic capitaliștii, că e competiția, știi? Mediocru de capitalist cu alt mediocru de capitalist, cu sclavii lui care și-o luat el la muncă de pe piața muncii. Mă lași pe așa ceva. Nu. Deci ne-am înțeles cum se populează, da? Legislativul, cei mai buni dintre cei mai buni, da? După executivul, poate judecătorească aia care au făcut și școala, da? Și se urcă pe scara meritocrată în judecătorie, până sus, în vârf, dacă poate, o scade, dacă nu le mai are. Aia. Din pricina asta îi mai spune și scara meritocrată.
la ierarhia asta în conducerea statului. De ce e scară meritocrată? Pentru că ai administrativ teritorial. Știi, și sunt trepte. Deci, domne, treapta în ierarhia de conducere a comunei. După care o treaptă mai superioară în ierarhia de conducere în orice domeniu dintr-un oraș. După care vine o altă treaptă superioară în ierarhia de conducere în județ, știi? Pe orice domeniu din județul ăla. Și ultima treaptă e treapta națională, cei mai buni dintre cei mai buni din țara aia urcă pe treapta națională. Așa are patru trepte. Dacă sunt trepte, înseamnă că poți zici că o scară, știi? Că scara are trepte, știi? Aia. Bun, deci am populat bine și suprastructura. Pe economie, la treptele astea, da, pe tehnologie, în primul rând, la treptele astea le zice verigi economice. De ce? Păi noi când mergem să muncim ceva, nu reușim să facem un lucru într-un singur loc. Dom'le, trebuie să extragem ceva din natură, de exemplu lemnul, da? Trebuie să luăm din pădure, prima verigă, da? După care a doua verigă trebuie să-l ducem la gater, să-l taie, da? Și dacă vrem scândură, da, îl taie frumos la gater, e a doua verigă. A treia verigă e transportul, a patra verigă e magazinul unde vrei tu să ți-l aducă și a cincea verigă ești tu care îl cumperi. Da? Și asta e o lănțuire, știi, la toată șusta. Și sunt verigi. Și poți să-i zici lanț economic la treaba asta. Nu? Așa e. Nu, vedeți cum se leagă? E, și noi mai știm așa din legile fizicii și din viață. Zici, păi bă, dacă aduc lemn din satul mare până în orașul meu aici, sunt vreo 400 de kilometri. Dar eu dacă am lemn sub munte și poate fi exploatat, că nu stric mediu și așa mai departe, dar că am trebuit să iau de aici, din zonă. Dacă e aici la 10-15 kilometri de mine, îmi taie lemnul și îmi-l aduce aici aproape. Că e mai repede, da? Și muncește mai puțin, se transportă mai puțin, nu se mai consumă atât de energie și e mai bine. Da? Nu se mai plimbă mult pe șosele, nu pierde vremea, da? E mai bine. Nu. E, și când te gândești, păi bă, lanțul ăsta economic, e bine să fie scurt. Așa e. Nu. Extrapolați pe toate produsele și serviciile ce se fac într-o țară, pe lanț scurt. Și ăla îl faci etalon. Lanțul scurt. Dom'le, că nu se poate niște chestii acum, că unii au resurse mai multe și mai puține, nu știu. Dar, ca general, al generalului, din punct de vedere tehnologic și al la resursele astea să nu le consumi degeaba, când ăștia pe cred, mă, da? Trebuie să gândești lanțul economic scurt. E, și înșiruirea de lanțuri de-astea scurte în toată cooperativa națională formează cea mai bine structurată și eficientă economie posibil. Nu există ceva mai bun de atât. Da? Pe lanțul scurt, când se face. Mai mult, pe vremea lui Ceaușescu, încercau să concentreze. Ceau, domne, verigile astea la tot lanțul ăsta scurt, hai să le concentrăm pe mari platforme industriale, ca să ne dea de la materia primă până la produsul finit pe aceeași platformă. Să nu ne plimbăm între fabrici cu lucrurile și să tot prelucrăm același lucru în 4-5 fabrici, să facem 1000 de kilometri cu lucru până îl facem gata. Hai să adunăm halele și toate lucrurile de la materia primă până la produsul finit într-o fabrică, știi? Și ieșeau platforme industriale, dar bine integrate, dacă pricepeți faza, da? Aia. Și ăsta e un lucru foarte important, concentrarea asta și coloșea, cum spuneau ei în anii 90, că vai de mine să aduc pierderi. Nu, bă, capitalismul aduce pierderi, știi? Nu coloșie. Noi știm din tehnologie, știi, că băi, spui tu mie cum vine treaba, lui prostule. Mai mult, să vezi ce făceau comuniștii lui Ceaușescu. Ziceau așa, domne, nu ne e suficientă numai concentrarea asta tehnologică într-o fabrică. Noi vrem să concentrăm, dacă facem două platforme economice, să fie de același gen. Cum e aici în oraș,
era uprucul și combinatul. Uprucul era pentru utilaj chimic și combinatul era pentru chimie. Când te gândești așa logic, zici, păi bre, sunt cumva legate intim, mai putea zice, între ele. Știi că una produce utilajul chimic să poată să facă instalația și ăla lucrează în instalație să facă alt produs finit. Știi? O substanță chimică, ceva, da. Oh, altă idee interesantă. Și te gândești așa logic, zici, băi, e foarte bine faza, că eu dacă lucrez în combinatul chimic, eu deja sunt învățat cu instalațiile alea de pe acolo, că unele le-am făcut chiar aici în Opruc. Știi, și deja am o calificare pentru lucrurile astea. A, deci e mai bine, nu mai trebuie să mă recalific, să mai pierd vremea, să schimb, de exemplu, orașul. Dom'le, nu mai găsesc ceva care am învățat și știu. Dom'le, mă pot roti în același oraș, de pe o platformă pe alta. Știi? În Brașov, de exemplu, s-a făcut platforma Roman, știi? Steagul Roșu, platforma Tractorul. Dom'le, când în Tractor erau mai multe comenzi, mai veneau unii din Steagul Roșu, din Roman și muncea la Tractorul. După aia invers, din Tractorul Roman. Sau se băga un Metrom, care avea ceva totul aproximativ cu ăștia, știi? Deci erau două platforme integrate, pe camion și pe tractor, da? Plus făcea în zonă și rulmenți, da? Pentru tractoare, camioane. Mai era și electroprecizia, care le făcea electromotoarele sau alternatoarele pe acolo. Erau foarte apropiate acolo și toate lucrurile. Și se pricepeau că au mai lucrat cu așa ceva, nu? Deci una e să-l muncești la tractorul, alta la Roman. Zici, bă, am schimbat o linie de producție, numai, știi, și o linie de tramvai, știi, sau de autobuz care mă duce la altă platformă, știi? Și eu sunt la fel de calificat pentru munca aia. A treia mare și frumoasă chestie. Dar ce vă spun ăștia la televizor că, vai de mine, economie falimentară, Ceaușescu și de-alea. Ce, mă? Bă, băiatule. Da? Și se vede foarte bine și acum că o dat rezultate. Lucrul ăsta, te uiți la rezultate. Țara asta, când te uiți la ea, zici, domne, e o țară încremenită în anii 80. Da? Cel mai mult și cel mai mult în țara asta, în anii 80 s-a muncit în țara asta. Da? Cel mai mult în anii 80. Atunci când zic ăștia că mai de mine era fric și fără căldură prin casă și fără mâncare. O fibre. Dar anii 80 s-a muncit cel mai mult și s-a făcut cel mai mult. Orașul ăsta, un sfert din el, în anii 80 a fost făcut. Strada Teiului, strada Câmpului, pe lângă Inului, pe acolo, pe lângă poliție, da? Un sfert din Constanța, am văzut că a fost făcut în anii 80. Bulevardul de pe din Râmnicu Vâlcea, de la un cap la altul, pe strada națională, am văzut că e făcut în anii 80, vreo 6 km și ceva de lucruri, da? Deci se vede. Și din 90 e capitalism și nu s-a mai făcut nimic. Ați văzut, e un dezastru, da? De aia s-au reușit așa de multe. De la economia asta integrată, lanțurile scurte, de exemplu aici, nu vine ca capitalismul să-mi aducă din Belgia cocă congelată, să mănânc eu cocă congelată. Da? Făcea grâu pe Țara Oltului, că era pedologia bună, era pământul bun. Făcea grâu aici, aveam fabrica de pâine în oraș și aveam pâine aici și eu mâncam, luam de la pâine din cartier de aici, luam pâine, da? Lanțul economic scurt. Pe lapte, domne, aveam zootehnia pe Țara Oltului, îmi venea laptele frumos în fabrica de lapte de la Opruc, în alimentare și o luam. Aveam în oraș abator, da? Veneau animalele din toată zona Țării Oltului de pe aici, din Ilen, din Copăcel, dar tăia vaca, o făcea mezeluri și o aveam mezeluri aici în alimentară. Cartofi, e o zonă bună de cartofi. Nu mi-aduci cartofi din Polonia, da? Puneam cartoful pe Țara Oltului, aveam și roclipul acolo lângă combinat, folosea, cred că și aburul din combinat, de pe acolo să-l facă fulgi de cartofi. Cred că mai făcea și fulgi de fasole, mai multe chestii, cred că. Dar, în general, de cartofi, da? Cartoful, da, ți-l aducea de acolo, în, aici și la Aprozar, și tu luai cartoful. Ieftin, distanță scurtă și toate bune și frumoase. Câte lanțuri scurte
la câte produse v-am spus eu până în momentul ăsta. E ceva, da? E, vedeți? Și ăștia din ziua de azi vă aduce lapte din Bistrița, cel puțin ambalat, că laptele nu se știe de unde e. Poate din Ucraina sau din Germania, știi? Ți-aduce coca congelată din Belgia, ți-aduce cartofi din Polonia, știi? Și tu ai cartofi pe țara altului dacă ți-ai pune. E, și distanțologia asta mare față de distanța mică ce ai fi avut cu cartofii, păi dăunează, că consumi energie. Nu? Consum timp. Ai trebuie multe mașini pe drumuri. Păi faci 3-4 mașini la Roman ca să circule cu cartoful de acolo până aici. Și dacă puneai la 10-15 km aici cartofi, păi bă, aduceam cu remorca de tractor până în oraș, știi? Și făceam 10 drumuri în aceeași zi să duc cartofi, da? E, și ăla din Polonia până aici cu cartoful cât face? Și din altă țară. Știi? Trebuie să-i dai banii total cash. Aici măcar îți rulezi propria economie, știi, să o faci mare. Da? Și din Polonia cu 7 camioane care sunt man sale germanilor, poluează, mai pierde și vremea 2-3 zile pe drum și nici nu-s cartofii tăi. Și plătește și toate hangaralele ce de pe drumuri, știi? Plus profitul la escroci, că vor și profit, știi? Și de aia este 0,3 bani cartoful pe țara Oltului, în gospodăria, în beciul la țăran, la 0,3 bani. Și când te uiți la Penny's Market, e 4 lei kilul de cartofi. Și nu e nici din țara ta, zici, băi, de unde ați scos-o voi cu de 15 ori mai scump cartoful, știi? Aia. Deci lanțul ăsta economic scurt, trebuie să batem un pic apropo că avem treabă mult cu tehnologia, da? Cu lanțul scurt. Și de-aia vă tot explic lucrul ăsta. Bun, haideți un pic să trecem și spre capitalism, un pic, da? V-am tot spus logica asta societății și nu m-am mai întins atât de mult. Eu o spune mai comprimat, așa un pic acum. Aia. Și capitaliștii ăștia, trebuie să ajungem în economia lor, după a citim din cartea de tehnologie, să încerc spun și ăștia. Că zice ceva o aproximație și pe aici. La capitaliștii ăștia trebuie să se bazeze pe ceva general, pe care își formează societatea lor, logica lor societală. Și tot pe proprietate se bazează, da? Și ce fel de proprietate? Că tu te gândești pe, băi, proprietate publică, eu sunt cu hectarul meu 100. Ce, cu ce mai intri tu peste mine să-ți formezi societatea ta capitalistă? Și ei zic așa, domnule, noi știm că națiunea se constituie. Hai să facem o constituție. Și au scris ei în 1990-91 o constituție. Iliescu cu Iorgovanu cu căcații lor. Și au zis așa, hai să le livrăm încă din primul articol, că așa se face. Primul articol trebuie să fie un general. Domnule, la ce ne referim? Păi la ce ne referim? Păi la proprietate. Ce proprietate publică? Și tăia încă din primul articol, paragraful 2, că primul paragraf e că e stat național, unitar și indivizibil. Are treabă cu imperiile, știi? Și după are treabă cu interiorul țării. Și al doilea paragraf zice, forma de guvernământ a țării e republica. Și tu te gândești așa, forma de guvernământ. Adică tu vrei să mă guvernezi? Păi băi, eu știu că e cu referendum treaba și eu mă autoconduc pe hectarul meu 100, nu tu pe mine, știi? Ei, așa e, dar ăia nu-ți zice faza asta. Și v-ați dus ca proști în 1991, care v-ați dus, din 12 milioane câți au fost la referendum, 10 milioane au fost pro, 2 milioane împotrivă și de la 12 milioane până la 23 de milioane nu s-au dus, nu i-au interesat. Ideea ar fi fost că doar la ăia 10 milioane ar fi trebuit să se constituția să fie în funcție și la ăilalți 12-13 milioane să nu fie, să rămână tot constituția publică. Ori a lui Ceaușescu, ori aia meritocrată. Făceați o constituție meritocrată, știi? Scoteați partidul lui Ceaușescu de acolo și e constituție meritocrată, da? E, nu! Ăștia, după ce au făcut referendumul, toată constituția s-a întins peste toți 23 de milioane de oameni. Un mare abuz, dar nimeni nu vi-l spune nici atunci, nici acum. Constituția aia e în vigoare și acum. Deci, păi băi, din aia 10 milioane, marea majoritate sunt pensionari sau au murit.
Dacă mai sunt 1 milion sau 2 milioane din 10 milioane care au votat, e mult. Păi și noi ăștia, eu care n-am fost la vot, la mine cum rămâne cu Constituția, că eu nu suport pasta capitalistă, zic, eu nu sunt capitalist. Domne, rămâne capitalistă, că să vezi că noi suntem șmecheri, că avem putere judecătorească puternică, politică puternică, te batem, te omorâm, știi cum tot încearcă pe la mine, știi? Și să vezi că le rămân, au și o curte constituțională, în caz de ceva, că, domne, nu e o lege constituțională, știi? Care? Aia capitalistă din 91? Da! Și, domne, nu e constituțional, domne. Hai nu mai spune, știi? Ești proprietar pe țara asta, de spui tu că nu e constituțional și trebuie să fie ca Constituția din 91. Eu n-am votat-o, că am fost mic și nu sunt de acord cu ea. Fă referendum din nou pe Constituție. Nu mă lua pe mine cu alegerile tale și cu căcaturile tale, băi, capitalistule, prostule. Să fiți foarte atenți la faza asta. După care vine a doua fază. Și ei, da, îți zice și în articolul 4 că voi sunteți suverani, adică voi dețineți puterea în țară și își exercită suveranitatea prin organe reprezentative. Dom'le, direct, vreau, domne, prin referendum, lasă-mă cu reprezentativ, știi? Și pagă organele reprezentative să fie alese prin vot secret, universal și nu știu ce. Nu prezim universal, secret, referendumul să fie așa. Știi, nu organul reprezentativ, că acolo nu mă interesează, știi? Nici măcar să fie secret și nu știu cum. Că nu mă interesează, eu nu mă duc la așa ceva. Așa e. Bun. Să vedeți șmecherie la tâmpiți ăștia cum e. Mai departe, cu logica lor capitalistă. Da? Pe la articolul 4 am fost și cu puterea. Cine deține puterea? Dar forma de guvernământ înseamnă că tot cadastrul țării s-a dus la forma de guvernământ sus. Și să vezi cum se populează forma de guvernământ în capitalism. Forma aia de guvernământ, că coaliție m-au zis pe la televizor, dar e mai largă treaba. E și aia formată din trei lucruri. Că și națiunea capitalistă, și aia e națiunea, știi, și socialistă. Tot legislativ au, tot executiv, tot judecătoresc. Și ei ce fac acolo? Zici, păi, bă, ăsta, noi știm că cu legislativul, noi suntem legislativul, știi? De ce mai cu organ reprezentativ și de alea? Ei la legislativ, zic tot în Constituție, următoarele articole. Legislativul ar fi un parlament, știi? După care face și un executiv care e ce guvern și face și o putere judecătorească acolo. Că dacă e formată națiunea din trei lucruri, aia. Dar noi știm și logic că se formează săraca societate, națiune, în felul ăsta. Știm de la meritocrație, știi? La ei capitaliștii, cum iese faza? Legislativul ăsta, care e parlamentul, ei și-au făcut-o în două camere. O cameră superioară legislativă și o cameră inferioară, camera deputaților. Și superioara e senatul. Ei mai au și niște legi organice. Și meritocrația are legi organice. De organizare, aici, organică, de organizare. Prima lege organică, după Constituție, al doilea set de legi importante dintr-un stat, legile de organizare a statului. Că Constituția e de constituire, știi? A națiunii. Bun, și prima lege organică dintr-un stat meritocrat, democrat, ar fi legea referendumului, zici, știi? Să ne referim la hectarul nostru 100, să începem să decidem acolo, să formăm economia națională, știi că e sistemul economic, toată șmecheria, așa e. Bun, și capitalistul cu ce vine? Dacă vrea să fie formă de guvernământ ca primă lege organică de organizare. El zice, domne, legea electorală. Și că să-l alegi pe el, să te conducă el pe tine, știi? Nu să te autoconduci tu. Și prima lege organică este legea electorală. Bun. După aia mai continuăm totuși la capitaliști, că la meritocrație e alte legi organice. Spune despre legea contribuției, retribuției, vorbește de mai multe legi. N-am reușit nici eu să le descoper pe toate. Dar le dibuim noi, nu-i problema. Hai să continuăm cu legile de organizare la capitaliști, că e mai ușor. Le scrie și în Constituția lor. În Constituția lor Ceaușescu nu le-a scris. Și de aia le pricep și eu un pic mai... Nu mi le-am scris pe foaie. Dar prima e a referendumului. E, la ăștia e legile electorală. A doua, care aveți impresia că ar putea fi? Zici, păi bă, vine cineva la tine să-l votezi pe el, să te conducă el, să te guverneze pe tine. Dar capitaliștii, lumea rea, escrocii,
vin cu mai mult de atâta. Ei se organizează, escrocii, se fac grupuri. Și le zic grupuri politice, organizații politice, care se mai numesc partide. Știi, dar nu sunt partide cum e Partidul Comunist, să fie partid public, să ține cu economia publică. Nu sunt privat capitaliste. Ei vor să te guverneze, nu să te autoconduci. Vor să te guverneze ei cum vor ei. Știi? Și ai cadastru țării la ei, la forma de guvernământ, și ei pe acolo să decidă în locul tău, știi, tu să n-ai nimic și să ai de totul. Capitaliștii. Da? Și sunt partide șmecherile astea. Și ei vin cu partidul la alegeri. Nu e individual, știi, legea electorală și alege-mă pe mine, știi, să vă ajut să vă autoconduceți sau să vă conduc eu. Știi, vin și cu partidul. Și a doua lege organică e legea partidelor politice. Dar în afară de partidele comuniste și pe care sunt excluse, numai privat capitaliste, știi? Și urlă de pluralism politic doar pe partide capitaliste, știi? PLN, PSD, USR și toatele, știi? Și partidele comuniste și cele care țin cu cooperativa, știi? Valea! Bun, nu le, prin puterea judecătorească, știi, le exclude, nu le înscrie nicăieri. Bun. Că ce e puterea judecătorească? E judecătorie politică, capitalistă, da? Așa e. Ajungem imediat. Bun. A treia lege organică de organizare a statului, care dracului ar mai fi cu partidele politice? Ar fi statutul senatorilor și deputaților. Unde? Păi în parlamentul ăla. De ce au nevoie de statut și lege organică? Păi să vedeți că tot ei în Constituția v-au scris că doar odată la 4 ani îi poți da jos de acolo. Păi nu breg, eu știu că în meritocrație contribuția te ridică și te coboară. De la o zi la alta poți să urci să cobori pe ierarhia în conducerea statului, știi? Și tu vii cu un mandat, știi, îl mandatezi, unul care îl votezi, să stea 4 ani acolo, păi să nu mai-mi placă după 2 zile, știi, să-l dau afară, pleacă pe aici, să pun pe altul, știi? Ai, nu, domne, lasă-l acolo 4 ani, domne, să-l încezească, știi, să cânte capitalism și să facă pentru capitaliști ceva. Așa e. Și le trebuie statutul ăsta al senatorilor și al deputaților. Ăia, ba mai mult acolo, ei au nevoie și de o imunitate, să nu-i poată aresta nimeni, chiar dacă greșește, chiar dacă abuzează, domne, are imunitate, nu te poți atinge de deputatul ăsta, de senatorul ăsta. Hai, nu mai spune, dacă ai încălcat legea, chiar și a ta capitalistă, nimeni să n-aibă treabă cu tine, te crezi deasupra legii, aoleu, știi? Bun, dar să vedeți o chestie care nu vă spune nimeni. E, voi când mergeți la vot, ziceți, bă, păi am fost la vot sau n-am fost? 40%, 45% probabil mergeți la vot. Și ați votat doar partide capitaliste, că n-ați avut ce altceva. Și restul de la 45% din oamenii cu drept de vot n-au fost la vot. Aia n-ar însemna logic, ca deducție logică, că ea nu i-a interesat de voi, de capitalist și de partidele capitaliste. Așa e. Și voi, cu 45-40% din oamenii care au fost la vot, de ce v-ați întins în tot parlamentul? Că numai 45% din oamenii cu drept de vot te-au votat. Păi ocupă doar 45% din parlament și restul lasă-l gol. Dar numai 45%. Golul ăla de 55-60%, cum credeți că s-ar umple? Logic. Nu? Zici, păi bă, eu știu că națiunea din ziua de azi înseamnă democrație, meritocrație. Deci, prin contribuție, oamenii o să ajungă în 60% din parlament acolo sus. Da? Îi aduce contribuția acolo, știi? Dom'le, ne facem o cooperativă, ne alea și ajungem prin contribuție până în Marea Adunare Națională. Da? Alegerile, doar cei care sunt capitaliști vor să facă alegeri și care se duce la vot, da? Cât se duce, proporția aia, rămân partide capitaliste, restul proporției din parlament rămân meritocrați, da? Și urcă și coboară în funcție de realizări. Da? Ce realizări? Păi să facă să meargă cooperativa națională. Că asta e fundamentul unui stat, da? La o națiune, proprietate publică. Deci pentru ea 60% trebuie să faci cooperativa națională pentru toți 60% și urcă pe scara meritocrată până în parlamentul ăla. Așa ar trebui să se facă. Dar nu vă spune lucrul ăsta.
Și ăia care mergeți la vot și sunteți mai 40-45%, ăia ocupă tot parlamentul. Așa face, în tot parlamentul. Știi? Dacă 20% din aia 40% au votat PLN-ul, 20% PSD-ul, știi? Ăia se întinde tot parlamentul și se taie după aia 50%, 50% din parlament, știi? Pricepeți faza. Nu le aveți, știi? No, și acolo începe să dea legi ăștia, după ce ocupă parlamentul abuziv, știi? Începe să-ți dea legi. Ce legi? Pentru tine? Nu, domnule, îi dă legi privat-capitaliste pentru escrocilor. Că-s partid, da? Și partid înseamnă să ții partea cuiva. Știi? Tu știi din meritocrație. Nu e, domnule, fiecare își ține partea lui acolo, știi, pe hectarul lui 100. E ăsta care se face partid, partea cui o ții, bă, a noastră tuturor. Nu vrei la escrocii mei, la gulere albe, la cefele late ale mele, știi? La grohăiților mei, știi? Aie. Și sunt partide numai privat-capitaliste pe acolo prin parlamentul care l-au furat. Și prin Constituție s-au întins de acum 30 de ani pe voi, și prin Parlament s-au întins, da? Ei mai sunt și partide politice, ei se întind mai tare. Ei încep să pună la putere și în administrația centrală oameni. La vârful SRI-ului e cineva de la partid politic. La vârful apelor țigane e unul din partid politic. În consiliile de administrație la Rom Silva, în consiliul de administrație la orice. Păi aș pun oameni din partide politice, ca să aibă controlul cât mai mare, capitalist și privat capitalist, pe toată societatea. Da? Inclusiv prin inspectorate școlare, toată administrația publică, da? E infestată de partide capitaliste. Să ce? Doamne, dacă apare unul cu egalitarism sau cu ceva, excludem de urgență, da? De-aia există capitalism, domne, că altfel nu ar putea exista, știi? Că nu-i lasă națiunea, știi, statutul națiunii în lume, că e proprietate publică și trebuie să fie pe meritocrație, fără partide, da? Democrație trebuie să fie și așa mai departe. Asta e democrația, de fapt. Meritocrația și fiecare se autoconduce fără partide, fără alegeri, știi? Și ăștia vă vorbesc că democrația ar fi capitalismul ăsta totalitar. Nu, domne, e totalitarism, știi? Că iau totul, tu n-ai nimic. Aia. Bun, ei în legislativul ăsta se apucă să dea legi. Face persoane, lege de persoană juridică la persoanele fizice. Că știm, domne, noi suntem persoane fizice, da? O face persoană juridică, mai dă și o lege organică de statutul proprietății, adică vrea să-ți ia cota indiviză de acolo, să se poată vinde terenuri și toate alea, știi? Să nu mai fie că, domne, nu se poate vinde terenurile, că e cota indiviză, știi? Să le poată vinde, să facă latifundii o persoană fizică, juridică, știi, acum. Are. Și când te uiți, păi, domne, dacă tot cadastrul țării la forma de guvernământ, eu nu mai am putere. Nici decizie, că mi-am dat-o prin vot înspre ei. Bun, ăla se apucă să-mi înstrăineze cota mea indiviză, da, care nu mai e prin lege organică, da, și dă cui? Păi la escrocilor cu cefelate. Ăla face latifundie, își face și o lege de proprietate privată, legea 31 din 90, știi, să-l privească pe el, ce face pe acolo? Așa zice la proprietatea privată. Nu poate să-i zică altfel. Știi că numai să-l privească. Că națiunea ce spune, domne, e cota indiviză și nu că nu poți să fii proprietar adevărat. Doar privat, să te privească, știi? Să ai controlul pe ea, să te îmbogățești, să decizi și numai să te privească. Dar să o deții într-un stil din ăla de posesiune legală totală, nu poți. Sunt doar ca privat. Ei, și le oferă ăștia de la guvern certificatele astea de proprietar prin legea asta, cu legea proprietății private, cumva. Le oferă certificate de proprietari. În sinea poveștii e ciudată legea asta de proprietate privată și e un fel de hârtie de șters la cur. Dar nu știți voi cum să-i atacați pe ăștia să terminați proprietatea privată. Vă faceți cooperativă și în interiorul cooperativei începe să vă faceți referendumuri, să măriți cooperativa la dimensiunile care vă doriți, știi? Și să vă faceți părți sociale acolo,
nu e părți sociale. Dom'le, cât suntem, atâtea părți egale avem. Să faceți înapoi cota indiviză, da, și toate bune și frumoase în cooperativă. Și pe capitaliști lăsați de izbeliște. Și aia o să plângă că, știți, îi aduc cocă congelată din Belgia și de 10 ori mai scumpă decât faceți voi pâinea în mod normal, știi, că aveți lanțul economic scurt. Și distrugeți capitalismul, evident, da? O să ajungem imediat și la faza asta. No, să mai spunem un pic cu legislativul ăsta, da? Bun, se fac latifundile astea, da? Pentru că e economie modernă, se mai face și industrie, burghezie, cum zicea unii, știi? Latifundie moșierime, fabricile și uzinele, burghezie. Și de aici iese burghezo moșierime. Ați auzit cuvintele alea, da? Așa e. Bun. Mai departe, ce mai reiese de acolo? Deci, domne, păi ăsta cu proprietatea care privește, proprietate privată, face de capul lui, da, cum vrea. Și ce reiese? Păi, bă, nu ne mai autoconducem pe acolo, face chiar ce vrea, duce lucrurile unde vrea, le vinde cu cât vrea. Da? Și de acolo, păi dacă nu le cumpără nimeni, ce face? Păi dă faliment. Și dacă cumpără mult, păi se îmbogățește. Așa e, da. Bun. Ce mai derivă de acolo? Dom'le, poate să angajeze pe cine vrea privatul? Da. De ce e cu angajatea și de-alea? Păi dacă pe tine te lasă fără nimic, se întinde peste tine, tu cu ce mai rămâi? Doar cu tine? Da. Și ce, în raport cu patronii, ce-ți mai rămâne? Să-ți vinzi forța de muncă. Așa e. Și încep să urli ca în piață. Ia-mă pe mine la muncă, ia-mă pe mine, știi? Este o piață a muncii. Da. Da, după care ăsta e scrocul. Mai există și o piață monetară. Ce e piață monetară? Dom'le, în ziua de azi, ca și mai în vechime, tot pe bani se bazează lumea când își dă produsele și serviciile din economie. Și se face o piață monetară. Nu-i mai spune fără piață la cuvintele, se zice piață monetară, știi? Nu, eu știu, ceva cu banii. Să zici că bani. Dom'le, câți bani, câte produse și servicii s-au făcut în țara aia, atâția și bani să fie pe piață și în economie. Ei spune piața monetară că speculează. Ce speculează? Păi monedele și banii, da? Adică face un fel de profituri și chestii din alea. Așa e. Mai este și piața capitalului din cauza asta. De ce e piață? Dacă sunt patron toți, fac de capul lor. Și este ca în piață. Încep să urle pe acolo. Dom'le, hai la mine că am eu mai ieftin și de mai proastă calitate. Altul urlă și ăla. Hai la mine că am mai ieftin și de proastă calitate. Știi? No, dar piața capitalului e mai degrabă despre bani. Știi, cu împrumuturi, între bănci și populație, da? După care piața capitalului 2, deci aici secundară, la piața aia capitalului secundară, ei își fac niște părți sociale la proprietatea privată și le zice acțiuni la alea. Da, părțile la sociale sunt doar la acționariat, nu și la orice om, știi cum e în proprietatea publică. Toți are o parte socială ca cotă indiviză. A 20-a milioană parte din orice fabrică, ea mea. Și la aia numai la proprietarii privați. De aici se formează și un fel de juridică economică de societate pe acțiuni. Acțiunile mi se pare că la propria discreție se fac. Se segmentează proprietatea asta privată la propria discreție. Dom'le, facem 1.000.000 de acțiuni sau facem 1.000 de o anumită valoare. Că atât ar avea valoare, zic ei, că n-au obiectiv nimica. Înțelea ei, o spune. Atâta a costat, știi? Și le zice acțiuni la părțile alea sociale. Și începe să le vândă pe burse de valori. Și începe să urle ca în piață. Și le zice tranzacții la chestiile alea, știi? La speculare. Da. După care mai e și piață valutară, se face speculă cu valută, da? După care mai sunt și alte mărunțișuri, da? Cu profităreala, iese profitul, iese inflația. De ce iese profitul? Păi dacă e proprietar privat, bagă în prețuri că îl dă el, știi, cât poate. Și din cauza asta iese și inflația. Că noi știm. De ce iese? Păi noi știm din economie publică, domne, suma produselor ce s-au făcut într-un an de zile e egal cu suma și valoarea
masa și valoarea banilor, da? E o chestie egală acolo. Și tu dacă faci profit, ce ai făcut? Păi vrei mai mulți bani decât produse și servicii s-au făcut. Așa e. Și Banca Națională, care are rolul de emitent de monedă, îi face pe plac la patron. Că ei sunt capitaliști și fă-i bă pe plac, fă-i să se crească monetarismul, știi, dar produse și servicii, nu. Și mai tipărește niște bani la nivelul la cât profit o cerut ăla. După care, dacă tot cerea profitul, tot cer, Banca Națională tot bagă bani și tot să ajungă la nivelul proporțional al profitului. După voi pătreziți, păi bă, salariul meu săracul de la atâta profit la ta, mai pot să-mi cumpăr două lucruri, încep să urli. Bă, mai măritem salariul, că te omor. E ăla cu profiturile multe, îți mai dă și ție un pic din banii ăia, din salariul ăla. Dar hoțul de patron, ăla tot crește profitarea ăla. Și Banca Națională mai bagă niște bani și pentru profitul ăla și-a crescut masa de bani și la capitalist și îți rămâne și salariul tău cu multă masă monetară. Bă, ăla când mai mărește prețul, iară că da, e proprietar privat, e un escroc și tot mărește prețurile, știi? Încep și tu să urli, bă, mi-a rămas salariul mic, nu mai pot mânca. Îi dai în cap, știi? Și mai trebuie să-ți mai dea și la ceva. Și iarăți creșteți masa monetară. Și tot așa crește masa monetară, dar produsele și serviciile nu. Dacă se întâmplă lucrul ăsta într-un timp scurt, se ajunge la superinflație. Cum a fost între 1990 și 2005. Nu, dacă se întâmplă într-un timp și mai scurt, se ajunge la hiperinflație. La șmecherea asta, repede. Banca Națională să bage multă monedă ca să le dea profitarea la mare la ăia și tu să ajungi să cumperi o pâine cu un sac de bani, știi? Cum a fost în Venezuela acum. Așa se întâmplă. Da? Oricând vedeți că crește zerourile pe bancnote. De aia. Dom'le, să nu te duci cu un sac de bani atâta. Dom'le, fă din 100 de lei, fă 1.000.000 de lei, știi? Să scadă masa monetară, știi? Da, zerourile de pe ele nu, știi? Aia, da? Și după aia fă 1.000.000.000 când se ajunge. Să mai scadă masa de milioane, știi? Și de-aia ajuns să plătești cu 1.000.000.000 o pâine. Când se mai stabilizează lucrurile, cum a fost în țara voastră după 2005, s-au apucat să taie zerouri de pe bancnote, știi? Că tot aia, 4, știi? De ce? Că, doamne, e mai stabilă moneda acum, taie zerourile alea, că oricum produsele și serviciile rămân la fel, dar și valoarea banilor tot la fel, dar fără niște zerouri, știi? Și aia e. Așa vi s-a întâmplat și vouă cu banii lui Ceaușescu. Domne, voi în 1989 aveați poate bani la cec de un apartament, 100.000 de lei, știi? E, dar din cauza inflației și învârtelii banilor, au ajuns zerourile de pe bancnote în câțiva ani să depășească zerourile din cecul tău de 100.000 de lei. Așa ai pierdut. Unii zic, nu domne, că ar fi trebuit să crească și banii din cecul meu. Nu, pentru că tu la cec, acolo unde ai avut, cecul nu s-a apucat să mărească odată cu inflația și banii tăi. Ăla ți-o lăsat la fel. Îți creștea foarte puțin, știi? La dobândă. E, da, au venit din spate toată economia și toată profitareala la escroci cu zerourile. Da? Că domne, ăla făcea profit, după vă mai dădea și vouă niște bani. După ăla făcea profit și mai mare, trebuia să vă mai dea și vouă o țăr de bani, dar vă creștea masa de bani, până te trezi că, domne, salariul meu e exact 100.000 de lei cât aveam pe cec și pe vremea lui Ceaușescu trebuia să iau un apartament și acum 100.000 de lei e salariu, știi? Au crescut numai niște zerouri pe acolo. Și asta înseamnă că banii voștri s-au topit, așa se poate spune. Bun, de-ați sărăcit în câțiva ani și a fost făcută treaba din adins. V-ați mai ales doar cu apartamentele cumpărate. În rest, din adins v-o strica tot. Fabrici și uzine, ca să nu mai aveți unde munci, din adins, banii de la cecuri vi-o topit prin inflație, da? Muncă n-ați mai avut pe nicăieri și eu zis, nu știu, Jos Iliescu sau careva, domne, hai măcar fii proprietar de apartamente, că dacă și apartamentele le iei la ăștia, începe să ne sară în cap și ne nenorocește, știi? Dă-le măcar apartamentele alea în care stă
pune să-și le plătească cicării, vă pun să fie și plătiți. Ori cu banii jos, ori prin rate, din. Așa v-au făcut. Și de fapt nu trebuia să vi le plătiți total. De ce? Păi eu știu din economia publică. Păi domnule, eu când dau o chirie sau o rată, e același lucru. Când ajung la nivelul de cost al apartamentului, automat devin proprietar. De ce? Păi zici, păi dacă dau mai mulți bani decât m-a costat apartamentul, păi am dat niște bani în plus cuiva. Cineva m-a furat, m-a exploatat, știi? Și banii aia care sunt mai mult decât costul apartament în sine a poveștii, unde se duc? La PCR în buzunar? La alții? Se redistribuie la alții? Păi mai furat. Dom'le, cât a costat apartamentul, atâta și chiria și ratele trebuie să fie la nivelul apartamentului și atunci te preface automat și în proprietar. Și ăștia capitaliști, știți, la ei, dom'le, dai chirie toată viața și nu ai niciun drept, da? E proprietar privat, așa e. Nu. Trebuie să fac o analogie cu altceva, mi-a dat așa pe creier ca să uit că se oftică împreună cu gălbejiții. Că gălbejiții nu țin cont de faza asta, la ei dracului. No, și trebuia parțial să vă plătiți apartamentele. Vă uitați cât ați plătit chiria 210 lei cât era apartamentul ăsta? Din 1980 până în 89, probabil vreo 25.000 de lei a fost plătită rata, chiria la apartamentul ăsta. Da, și după care din 89, când s-a dus să cumpere ăsta, proprietarul de aici, trebuia să dea 86.000 de lei, minus 25.000 de lei, dintre 1980 până în 89, știi? Și să dea numai vreo 55.000 de lei, sau cam pe acolo. E, dar el l-a plătit exact cât a fost prețul de cost total la apartament, știi? Capitaliștii l-au tras în piept cu faza asta. N-o știut o prost. Și marea majoritate, la fel, habar n-or avut, știi? Ar fi trebuit chiar să facă gălăgie. Dom'le, am plătit chirie și la nefamiliști, pe unde am mai stat, pe acolo, așa, știi? Dom'le, trebuie să mi se ia chiar și chestia asta în calcul, știi? Că ia stai așa, știi? Am plătit acolo și unde? Eu cu ce m-am ales de pe acolo, știi? Cui o rămas apartamentul ăla, că apartamentul, garsoniera aia? Că o fi plătit și pe acolo vreo 10 ani, de exemplu. Eu cam așa cred că e. Dacă ai plătit vreo 10 ani și acolo vreo 100 de lei chiria sau cât o fi fost 50 de lei, păi s-o adunat și pe acolo vreo 3-4 mii de lei. Și dom'le, pune ea 3-4 mii de lei legat de apartamentul ăsta, de exemplu, da? Și din 5-5 de mii de lei pe trebuie să plătești, de 50 de mii de lei numai. Asta e lumea corectă, da? Și societatea corectă, meritocrată și democrată. Nu ce vă șoptesc ăștia pe la televizoare, știi? De unde le tot scot? Păi nu simțiți că e logica aia a societății? Caută-ți partea, cine mă fură? Da? Fiecare după munca lui, nimeni să nu fure pe nimeni și așa mai departe. Numai la apartamente e faza asta. Și la hale industriale și la tot orașul și orice se construiește. Da, domne, hai să și decidem ce construim. Hai să vedem și metodele cum dăm ratele înapoi, cât, cum, toată povestea. Pe vremea lui Ceaușescu, domne, se mai băga Ceaușescu, hai să tragem repede, să facem fondul de acumulare mare, hai să tragem repede banii înapoi de pe niște lucrări. Păi bine, brei, tragi tu repede înapoi, dar vezi să nu ne furi de pe acolo, știi, să nu ne furtim partea noastră și să ne pui să plătim prea mult, să redistribui înspre ce vrei tu pe acolo și dă-le, știi? Tu trebuie să mergi cu bugetul și planul unic național, să fie fiecare după munca lui și fiecare cu partea lui acolo. Să ne furăm unii pe alții, știi? Nu, dar am dat exemplu cu apartamentul. Eu am auzit faza asta, știi? Am auzit-o pe la televizor, dar știu să o leg bine cu logica societății. Da. Aia. Bun, și acum să trecem un pic înspre economia asta iară. Bun. E, ăștia, capitaliști, ăștia, știi, când urlă ca în piață, domne, zici, domne, dacă sunt numai capitaliști, numai proprietate privată, înseamnă că toată economia, poți să-i spui, economie de piață. Da. E, legislativul ăsta dă legi pentru economia de piață. Se mai face printr-o chestie constitutivă și o parte executivă.
cine execută, cine pune în practică legile din legislativ, știi? Care sunt date pentru proprietatea privată și pentru economia de piață, acum e capitalism, da? Executivul ăsta îi zice guvern acum, că te guvernează, nu te mai bași tu în seama pe acolo. E format dintr-un prim-ministru și ăla cu miniștri care nu mai sunt de ramură sau de capul lor pe acolo și își fac ministerele cum vor ei, da? La propria discreție. Da? După care, ce zic ei, domne, hai să vedem că dacă nu se încalcă legea noastră, ce o facem în legislativ, noi, acolo super centralizat, hai să vezi că partea de, să facem o a treia putere în stat, partea de judecătorie, știi? Să judece litigiile ce am decis noi legislativ, privat capitalist, numai pentru noi capitaliștii și pentru restul nu ne interesează, știi? Și de aici vine judecătoria, zice judecătorie politică, a partidelor politice capitaliste. Și judecătoria, sistemul ăsta judecătoresc, e tot în stilul ca pe vremea lui Ceaușescu cumva. Tot cu judecătorii orășenești, tribunale județene, acum am văzut că au făcut curs de apel regionale și în alta curte de casație. Și pe vremea lui Ceaușescu era tribunalul național, știi? Aia. Pe vremea era Ministerul Public, la ăștia tot Minister Public îi zice, dar de fapt e procuratură capitalistă, privat-capitalistă, da? Că judecă sau are grijă de legea capitalistă, privat-capitalistă, nu aia publică, cum e în mod normal. Și procurorii ăștia, da, procuratura de pe lângă judecătorii, de pe lângă tribunale, are grijă să se aplice legea capitalistă, da? A escrocilor. Și ei să aibă totul, voi nimică, da? Tot la fel... Miliția asta s-a transformat în poliția. Deci zice poliția, da? Mii de la militari. Și liția, nu știu ce, așa, o chestie aripă, da, miliție, militari și aripa civilă a armatei, da? Tot aripă civilă a armatei au rămas și poliția din ziua de azi. Deci zice poliția de la politică. Și ca acronime e Power Organization, știi? System, ce înseamnă politică, știi? Power Organization Line și nu mai știu ce pe acolo. Și Power Organization, păi ce Power Organization? Capitalistă? Păi atunci e poliție politică, capitalistă. Așa e, doamne. Dar și oricum, poliția asta e tot de parchetele militare, e judecată și așa mai departe, da? Tot în tiparul ăsta au rămas partea judecătorească la ei. Doar că judecătoria, vedeți că e judecătorie politică și super centralizată, care are treabă cu politica, da? Ministerul Justiției e condus de către un politician care a ajuns la putere, da? Care le-a dat apoi votul pe acolo și prin legislativ și ajunge la Ministerul Justiției. Cum ajunge? Și în executiv, cum se face cu miniștrii și cu de-alea? Păi, domnule, în capitalism sunt trei forme de a face, de organizare a capitalismului. Republică parlamentară capitalistă, republică semiprezidențială și prezidențială. Ei mai fac încă o instituție a președintelui, a primului om în stat, cumva, știi? Și ei au zis, domnule, să-l alegem, să facem lumea să le aleagă direct, ca vot popular. Nu că a merit marele meritocrat al țării. Așa pe ochi frumos, știi? Dom'le, ce frumos e Cotroceanu ăsta, hai să-l votăm, știi? Și îl votează câteva persoane, eu știu, 15% din toată populația țării și ajunge președinte și se întinde peste noi toți, știi? Nu, bă, fii președinte numai peste 15%, ai tăi, bă, prostule, dacă tot e cu vot popular. Și, domnule, el se întinde peste toți, știi? No, și în funcție de atribuțiile președintelui, iese republică parlamentară, semiprezidențială sau prezidențială. Când e prezidențială, președintele decide multe. Trece chiar și peste legislativ și peste executiv, nu se pune problema. Când e semiprezidențială, cum e țara voastră, are mai puține atribuții și legislativul e un pic mai puternic. Și ne zice semiprezidențială. Președintele în țara voastră desemnează primul ministru. Așa au făcut Iliescu și Orgovanu în Constituția din 91, știi? Și îl desemnează. E, după asta desemnatul, fuge după miniștri. Ce miniștri? Care vrea el? Și ce ministere face? Care vrea el?
Știi? Se poate consulta și cu partidele politice capitaliste, dacă nu, nu. După care se duce legislativ să fie investit, îi zice, știi? Și după a depune jurământul pro-capitalist la președinte. Nu? Astea sunt atribuțiile și din cauza asta e semiprezidențială treaba. Președintele mi se pare că mai pune și statul major al armatei, mai pune și ministerul public, prin procurorul pe acolo, așa, să rămână capitalism, știi, că dacă l-a ales pe președinte capitalist, pe la pune capitalist, pe la ministerul public și ministerul la privat al statului, știi, care nu-i public, păi ce legi face? Păi din legislativ și toate alea pe acolo, știi, le are grijă să, pe lângă tribunale, să se aplice, da? Așa e. No, și când e parlamentară, cum e în Germania, prezidențială e cumva în Franța și președintele poate să facă stare de război, o să pune executivul direct, știi, primul ministru, e, în țara voastră legislativul trebuie să-și dea acordul, da? Așa e. No, și când e republică parlamentară, parlamentul decide pe toate, da? Ca în Germania cumva. Președintele are atribuții foarte mici și puține. Executivul, chiar dacă e ales direct de popor, așa e, dar executivul execută ce? Păi legile din Parlamentul, din Bundestagul, care l-au ales tot ei pe acolo și e capitalistă, la știi, merge după legile capitaliste. No, și ca atribuții, deci că e republică parlamentară, știi, în funcție de Bundestag, știi? Ăla e, are loc, e pilonul principal, vei zice, parlamentar la societatea aia. Bun, acum să trecem spre economie și să ajungem spre tehnologie un pic și să începem să citim și din carte. Bun, ne-am înțeles cum am făcut cu în economia publică, da? Plan unic național, lanțuri economice scurte. La capitaliști. E fără plan unic național și fiecare capitalist e cu treaba lui. Înseamnă pe economia publică că e super centralizată economia, și pe economia capitalistă e descentralizată. Dacă era super descentralizată, fiecare trebuia să fim capitalist, cumva acolo. Dar e descentralizată că, domne, capitaliști nu pot fi toți, știi? Marea majoritate e pierzătoare și câțiva sunt capitaliști, 5% din populație. Că nu e suprafață destulă din țară, nu e destulă industrie, știi? Proprietatea privată se întinde, dacă nu mai e cotă indivisă, peste alții, știi? Și alții, marea majoritate, nu mai au nimic și mai rămân numai capitaliști, știi? Așa e. Ei capitaliștii, ca să nu se ajungă ca la monopolii, să se facă monopol privat pe toată țara, ei fac un consiliu al concurenței, să segmenteze pe capitaliștii ăștia 5%, să nu facă monopoluri, știi? Și voi să deveniți sclavi în țara voastră, știi? Și să fie ca în jocul ăla de monopolii. Aia. Da, și se înființează Consiliul Concurenței. Așa. No. Și acum hai să ne gândim din punct de vedere tehnologic. Cum v-am spus, domnul ăla duce de unde vrea, că e privat, ăla vrea să facă profit, bani, nu-l interesează să funcționeze o economie. Da? Capitalismul ca suprastructură, știți că pe economia publică e super descentralizată, că toți urși cobori în funcție de contribuția în muncă, în economie. La capitalism, pe politică, e super centralizat. Numai ei decid, numai ei, pe acolo, coaliția de guvernare, că guvernul, da? Și voi nu puteți să vă băgați acolo, chiar mandatat să facă în locul vostru și nu vă ia în seamă nimic. Nu vă face referendumuri, referendum pe cotă indiviză, nici atâta, da? Deci trebuie înțeles astea patru puncte importante. Super descentralizat pe politică în meritocrație, super centralizat pe economie, să meargă bine. Economia, lanțul scurt și cota indiviză, da? La capitalism, super centralizat ca să le meargă capitalismul pe politică și descentralizat capitaliștii, da? Fiecare face de capul lui, fiecare firmă. De aici nu mai poți face nici la capitalism, nici lanțuri economice, că fiecare privat face de capul lui, nu te mai poți înlănțui într-un lanț economic bine structurat, da? Să fie lanț scurt și din alea, aduce toți de unde pot, ori vinde în orice direcție, numai să facă profit. Când auzi de astea, asta e ineficiență. Like, așa e. No. Bun, și tot așa să mergeți cu lucrurile, da?
tot în tiparul ăsta. Tot capitalismul e o ineficiență, ține povești. Dacă nu mai e lanțul scurt în toate domeniile, ca chestie generală. Fiecare de capul lui. Mai pun și intermediar pe acolo. Domnule, ia mai ieftin, dar mai scump. Face ăla de la Amazon, da? Și e cică cel mai bogat din lume. Pe atâta faci, bă, iei mai ieftin, dai mai scump, ești intermediar și ajungi cel mai bogat din lume. Păi ce economie ai făcut acolo? Că n-ai făcut nimic, m-ai transferat. Ai vândut prețuri, nu produse, știi? Că produsul ți l-a vândut altul. Și tu acum vinzi prețuri, nu produsul. Că numai ai făcut tranziție, transfer și ai furat bani, știi? Un profitor. Atâta, nu? Așa sunt capitaliștii. Da? Și când te uiți pe asta, e ineficiență. Așa e. Și doi la mână, domne, dacă au făcut, o luat mai ieftin și o dat mai scump, înseamnă că mi-o băgat în buzunar mâna mai tare asta. Da, deci o să consum mai puține produse decât în mod normal. Deci nu mai e nici legea aia economică generală, producția să fie egalitară cu consumul. Știi? Domne, e o debandadă pe acolo, știi? Fiecare ăla produce de capul lui, da? Se întâmplă supraproducție. Domne, eu fac castraveți, da? N-am întrebat pe nimeni, fac castraveți de capul meu. Mă duc și vând tot de capul meu într-o piață unde vreau eu. Și seara că mă uit, domne, n-am vândut nimic, că nu m-am adresat nimănui, am băgat și în prețuri și am mai dat și faliment. Da, ăsta e cuvânt, falimentul, cuvânt capitalist, da? În meritocrație nu se poate falimentul, că, domne, facem economie publică, știm ce dăm, unde dăm, știm care vrem, ce vrem, unde vrem, pe lanțul scurt, mese. Știi, când nu mai vrem, domne, schimbăm obiectul de activitate și începem munca din nou, știi? Și iar avem treabă, știi? La capitalism nu, că ăla e privat și o simplă entitate economică. Și ăla implodează și dă faliment, știi? Ori ajunge în lichidare, da, ori în incapacitate de plată, ci că hoți capitaliștii. Incapacitatea asta de plată e ca să un fel de păsuire. Să nu intre direct în faliment. Zic că nu mai prea poate să plătească lucrurile bine, să fie în incapacitate de plată, să fie scutit de niște bani și poate reușește să se scoată mai târziu, să-i meargă iar afacerea și să reînceapă să plătească ratele și avea pe acolo și vai de mine că iar e în ordine. Dacă nu, intră în lichidare, știi, și la faliment. Sunt problematici capitaliste, știți? Apoi din economia publică, știți, doamne, da, să ne împace. Noi știm cum e treaba, da? Dacă vrem ceva, facem referendum, facem industria, ne dă produsele care ni le-am zis, cât se poate, cum se poate, ce opțiune avem, ce priorități. Da, după care, dacă vrem altceva, domne, hai să schimbăm obiectul industriei, da? Să ne facem altceva și alte lucruri, da? Și nu e niciodată faliment în economia publică, mai ales că e integrată, știi? E totală, dar e un complex național unitar. Toată economia. Că suntem coproprietari naționali, cooperativă națională și lucrează ca un mare complex un național unitar. Nu trebuie să vă uitați la o singură fabrică și vai de mine ce bine o duce fabrica asta. Nu, gândește un tipar de complex național. Se ajută fabricile unele pe altele, da? Ca să meargă bine și să facă treaba bine, da? La capitaliști toți se fură între ei și fabrică cu fabrică și fabrici pe oameni. Ăștia, băncile pe oameni, pe fabrici, băncile pe bănci. Știi, se fură între ei, se împrumută pe ei, unii pe alții, iese roborul, IRCC-ul pe acolo, știți? Știți toate poveștile alea. Ați văzut cum se derulează frumos logic lucrurile? Că de-aia vi le tot spun continuu să vă intre în cap. Că eu am treaba să distrug capitalismul și tot reușesc cumva. Ce să fie în loc? Păi e economie mixtă, măcar, știi? Dom'le, dacă 40% au votat capitalismul, nu lasă aia 60% să fie cu meritocrația și cu proprietatea publică. Nu fă figuri, băi, capitalistule. Și aia e economie mixtă, știi? Vor capitaliști așa ceva? Nu! Îi ocupă repede tot parlamentul, știi? Nu e al nostru, e al nostru. Cu Constituția la fel. Dom'le, am votat-o 10 milioane, s-o întins peste toți 20 de milioane. O, bă, taică, ușor cu pianul. 50-50, tâmpitule, știi? Da, sau cu alte problematici capitalistele lor, știi? Nu sări așa în sus, știi? Nu sări că sunteți șmecheri, băi. Aia. Bun, și acum dacă am reușit lucrurile astea, da? V-am explicat că nu e cu lanțuri economice, cu toate alea.
Eu zic să intrăm un pic și în cartea capitalistă, are vreo 124 de pagini, vom citi vreo 5-10 pagini. E carte de clasa a noua. Vedeți că e de un nivel intelectual mai redus, da? Și aia care o scris-o nu e de mare calitate. Dar haideți să vedem ce învață pe copii la școală, știi? Că zic unii, bă, prea te dai la de-alea de facultate. Da, preda și metoda de înțelegere e ușoară, e copilărească, nu? Așa e. Nu. Și să urmăriți acum că suntem la tehnologie și meandre tehnologice. Să vă mai spun cu meandra tehnologică. De ce se întâmplă meandra tehnologică? Meandra e o apă, știi, care curge în toate felurile, cum vrea ea. Și face meandre, tot felul de învârteli pe acolo apa. Știi? Nu se ducea direct așa. E, meandra asta tehnologică de multe ori urmează meandra psihologică. Ce am făcut în filmulețul trecut. Dom'le, psihologia mea spune că îmi doresc diferite lucruri în viață. Psihologia altuia zice că își dorește alte lucruri. Și de aici este tot felul de tehnologii. Din pricina asta îi spune multilateralism economic, știi? Multilateral dezvoltat pe vremea lui Ceaușescu. Și să ai multe industrii. Zicea multilateral dezvoltat. Ca să cuprindă cât mai multe dorințe ale persoanelor pe produse și servicii în economie, știi? Aia. No, și cam în stilul ăsta. Mai aveam să... cu meandrele. Îmi dă ăștia pe creier să uită. Cu infrasunete. Și urmează meandrele psihologice și tehnologia asta. Chiar dacă are ea o logică ei generală, domne, ce ține de legile naturii și toate alea, da? E, când vine vorba de dorințe personale, trebuie tehnologia să urmeze și psihologia ta. Eu îmi doresc, de exemplu, mere. Nu, fă pomicultură. Altul e mai cărnotiu, așa, domne, eu mănânc carne multă. Nu, fă mai multă zootehnie la prostul, așa, dar trebuie să ne împărțim. Că zootehnia, știi, care trebuie și cu agricultura, cu mai multe. Și zici, băi, să facem zootehnie, dar tu vezi că consumi mai mult pământ pentru carnea. Eu la meri îmi iese mai multe mere de pe un teren mai puțin și folosesc mai puțină energie, știi? Și trebuie să separi lucrurile pe economie publică. La capitalism nu contează, știi? Fiecare de... Ca prădătorii pe acolo, știi? Care mănâncă, mănâncă, care moare, moare. Pe economie publică și cotă indiviză nu ți iese. Acolo trebuie să calculezi. Dacă vrei carne, nu stai așa că să ne calculăm energia, suprafețele de pământ, poluarea și alte problematici pe acolo. Eu știu... grajdurile la vaci, că trebuie să-i faci grajduri, toată tehnologia pe acolo, știi? E mai mult decât la o pomicultură simplă. Nu ai nevoie de așa de multe la pomicultură ca la carne. Da? Și trebuie să ne dăm cât la fiecare. Când se ia din cota indiviză, bă, ai consumat mai mult pământ, ai consumat mai multă cărămidă, da? Ai consumat multe alte lucruri, cu mezelurile și toate alea, abatoare pe acolo. Păi, bă, tu consumi mult ciment, mult fier, stai așa. Dacă vrei mezeluri și toate alea, parte din toate fiarele și toate alea care îmi revin mie, că am făcut mere și pomicultură, ălea le folosesc să-mi fac eu casă, știi? Îmi fac casă mai mare. Tu vei mânca carne, dar casa ta va fi mai mică. Știi că nu vei mai avea atâtea materiale, că le-ai dat pe grajdurile la animale și pe alte căcaturi de ale tale, știi? Și după ce trece un timp, o perioadă în care... ne-am consumat materialele, se pune stop și face alt referendum. Zici, nu, acum tu ce vrei, eu ce vreau, știi? Că, nu, să fie acolo așa, să ai pragul, știi? Nu, acum, fierul, cimentul, tu pe ce îl dai? Tu îl dai pe autostradă? Păi nu, eu îl dau pe cale ferată. Pe cale ferată trebuie mai puțin pământ, terasament, știi? Mai puține chestii, mai puține betoane, știi? Și... dacă ăla tot vrea autostradă, nu, bine, ție să facem autostradă, vedem câte volume de pământ și cât volum de ciment și toate alea ai și vedem și noi ăștia cu calea ferată câte volume de pământ, de ciment și toate alea avem. Facem calea ferată, tu ai altă. Cine rămâne nouă în plus, noi mai facem în plus ăștia care am vrut calea ferată și alte lucruri. Știi? Și când ne-am consumat toți resursele, da? Ăla pe autostradă, ăla pe calea ferată și alte lucruri, iară punem un prag
Și iară ne dăm lucrurile unii la alții, ca să iasă cota indiviză. Ceaușescu nu știu dacă făcea figura asta, dacă am trebuia. No, și asta trebuie luată în considerare și trebuie să vă spun continuu. În economie publică, la capitalism, știți, forma de guvernământ decide. Capitaliștii au. Știu ce ai? Nimic? Da. Bun. Și să zicem cu capitolul 1 din cartea de elemente de tehnologie generală din clasa a 9. Zice așa la capitolul 1. Fenomene, procese și operații tehnologice, fenomene ale economiei de piață în tranziție. Economie, e capitalistă cartea asta, știi? Îmi convine că se leagă elementele astea de tehnologie generală cu economia de piață sau cu economia, știi? Ca să nu zic că unii că e ceva diferit de tehnologia, de lanțurile economice scurte sau de economie. Dar economia se face toată prin tehnologii. Știință și tehnologie, da? De acolo ies și obiectele muncii și invențiile, inovațiile și toate alea, da? Totul e tehnologie. Nu ce vă spune la televizor, că numai televizorul sau telefonul e tehnologie. Nu vreți toate. Și mașina, și autobuzul, și casa ta, da, și cârpele tale, și hainele tale de pe tine, orice se fac ce cu tehnologie, da? Cu proces și procedeu, da? Că voia cu nu știu ce tehnologie, că ar fi numai telefonul, problema voastră, domnule. Zic ei așa aici, la clasa a 9-a. Viața a demonstrat și demonstrează în continuare că orice om, indiferent de pregătirea sa profesională, de statutul său social, nu poate să aspire la performanță fără cunoștințe elementare de economie, ci că de politică economică, zic așa. Aceasta, credem noi, aduce motivația performanțelor. Nu credeți în continuare. Obiective de studiu, zic ei. Acest capitol își propune să pună la îndemâna tinerilor câteva cunoștințe elementare despre ce este o activitate economică și de câte feluri sunt activitățile economice. Câteva noțiuni despre agenții economici și caracteristicile lor. Elementele procesului de producție în context economic. Relații de costuri, venituri și rentabilitate. Economia de piață, factor determinant al ridicării nivelului de trai și care sunt efectele și fenomenele economiei naționale în tranziție. Deci, carte din 2002, văd că. Da, aia. Noi o să mergem fără economie de piață, aia de mâine o să o facem. Mergem numai până la relații despre costuri, venituri și rentabilitate. Undeva pe aici, da? Nu știu dacă vedeți, da, în fine. Deci aici, sub capitolul 1.1. De ce trebuie să învățăm economie? Ce le zice la copii? Economia a apărut în timp ca necesitate. Ca o necesitate a ce, cică? Se vor întreba unii. Simplu. Datorită resurselor generale limitate. E și aia. Dar e mai mult de atâta. Dom'le, eu sunt legat de natură, mi-e produse și servicii, mi-e între mâncare, da? Apă și toate alea. Nu neapărat că-s limitate. E și aia, da. În primul rând, sunt legat de natură, da? Resurse naturale, da? Resurse materiale și pecuniare, care se referă la bani, în general a resurselor, mai zic aici. Pe scurt, datorită lipsei. Nu e așa. Din copilărie și mai ales din tinerețe, păi tehnologia înseamnă să faci bunuri și produse, transformarea naturii în lucruri utile și comode. Și nu datorită, e și datorită lipsei. Dacă vânător culegător, ești legat de natură. Ce ți-ar mai trebui în viață? Nimica. Tehnologia în sine e o opțiune. E opțională. Și economia. Tu ești un animal în sinea poveștii, da? Un animal de pădure, vânător cu legător. Știu că datorită lipsei. Lasă, doamne, că găseai prin pădure destule. Dar e opțională tehnologia. Mulți nu prea spuneți la ei voștri de-astea. E opțională. Bun. Și eu așa zic, pe scurt, datorită lipsei. Din copilărie și mai ales din tinerețe, omul a descoperit că în viață nu poți avea totul. Atunci când intri într-un mare magazin, vezi o sumedenie de obiecte. Dar tot atunci descoperi că nu poți cumpăra tot ce ai nevoie.
descoperi că trebuie să te limitezi, să treci la faza care, dacă nu este prea plăcută, este necesară. Aceasta este alegerea, zic ei. E slăbut ce citim pe aici. Okay. N-am găsit altă carte de tehnologie de facultate să citim ca lumea, zic. Dar hai să vedem ce zice la copii pe aici. Voi stați în minte cu ce am zis eu, da? Cu economia adevărată, cu lanțuri economice scurte, la capitaliștii iuristica lor cu lanțul lung și aiurea, da? Dacă ar fi să dăm o definiție economiei, am putea spune că este studiul lipsei și alegerii. Bine, cererile umane sunt infinite, aici zici bine, iar resursele, așa cum spuneam mai sus, sunt limitate. Foarte bine aici. Mulți tineri, elevi de liceu în special, își pun întrebarea. De ce trebuie să învăț economia? Motive sunt foarte multe. Sunt motive în care suntem implicați direct. Cele mai importante ar fi, și dă două, ca cetățean te învață cum să faci o alegere potrivită și mai ales economică, atunci când ești pus în situația de a alege. Cu cât știți mai mult despre ceva, cu atât deciziile privind viitorul va fi mai bun. Privind viitorul vor fi mai bune. Și a doua, ca individ, vă ajută să înțelegeți bine forțele economice. De ce? La fel de simplu este răspunsul. De la ceea ce consumăm, mâncare, haine, până la modul în care ne distrăm sau ne odihnim. Toate sunt influențate de forțele economice. Aici zic bine. Economice și tehnologice, da? Nu credeți că sunt destule motive care ar trebui să ne determine să studiem economia? Și le-a zis la copii. Da. Și acum trecem la subcapitolul 2. Activități economice. Activitatea economică, componentă a sistemului social. Zice. Activitatea economică e componentă a sistemului social. Ce sistem social? Păi noi toți împreună știi, formăm socialul. Știi? Dacă nu pricep și tot social pe acolo. Noi toți. Sistem, noi toți. Nu ar fi corect să trecem brusc la activități economice fără a spune câteva vorbe despre sistemul economic. Răspunsul și de această dată este destul de simplu. Există câteva întrebări fundamentale și anume. Ce bunuri și servicii vor fi produse? Bun. Deci economie înseamnă produse și servicii. Bun. 2. Cum vor fi produse? 3. Cine le va primi? Bună idee. Modul în care o societate răspunde la aceste întrebări reprezintă sistemul economic al respectivei societăți. Foarte bine. Că e socialistă egalitară sau capitalistă, ei iau totul și voi nimic, da? Bun. În sistemul economic, într-o economie tradițională, resursele sunt distribuite în concordanță cu tradițiile. Bun. Într-o economie planificată, cred că ceva cu Ceaușescu, așa cum a fost și chiar cum mai este în unele țări economia socialistă, știți de ce e planificată? Cota indivisă, da, și lanțul economic scurt, da? Distribuția este făcută de planificatorii guvernamentali. Bun, am înțeles. Ce planificatori guvernamentali? Păi PCR-ul. Știi? Dar noi știm, domne, fără partide, da? E meritocrație, este democrație, ține povești. Da, asta așa, o zice el bine, planificatorii guvernamentali. Dar nu uitați meritocrația și democrația. Mai departe, atunci când resursele sunt distribuite după legile cererii și ofertei, spunem că avem o economie de piață. O zis bine. Dar trebuia și cu economia planificată socialistă să spună legile cererii și producției. Eu produc, tu ceri. Tu ceri și eu produc. Știi? Invers, știi? Și ăștia sunt cu cerere și ofertă. Adică e scrocul, vine să-ți ofere. Dar de produs ai produs? Ai treaba lui, știi? Nu știi, treaba lui de unde aduce și cum aduce. El îți oferă, știi? Ai ideea cu economia de piață. Mai departe. Concluzionând, putem spune că sistemele economice se clasifică astfel. Ia, ce zic ăștia? Sisteme economice tradiționale, sisteme economice
de comandă, auzi, socialistă, ce comanda partidului, știi? Dar ținea poveștii fără partide. Noi, prin meritocrație, da, și prin vot ne autoconducem, da? Și după care sisteme economice de piață, capitaliste. Oricare societate umană, zice aici, și de oriunde, și de oriunde are ca principal susținător activitatea economică sau economia. Așa să trecem. Scopul activității economice este crearea de bunuri necesare trebuințelor umane. Mâncare, haine, clădiri, instrucție și educație, sănătate, odihnă, transport, etc. Individualizarea activității economice de celelalte activități se obține doar în planul gândirii, plecând de la elementele specifice domeniului economic. Granița dintre economie și celelalte este labilă, schimbătoare. De ce e labilă? Meandre tehnologice, meandre economice, da? După N. Georgescu Roegan, zice așa, că procesul economic nu este un sistem izolat, economicul se împletește cu socialul și politic. Dacă ar fi să dăm o definiție activității economice, am putea spune, activitatea economică sau economia reprezintă ansamblul acțiunilor, actelor, faptelor, comportamentelor agenților economici pentru obținerea de bunuri și utilizarea lor, necesare existenței umane, a oamenilor și a societății. Bun. Subcapitolul 1.2.2. Structurile activității economice. Bun. Activitatea economică se poate structura în plan orizontal și în plan vertical, după mai multe criterii prin care putem enumera. Și sunt patru aici. După forma materială a rezultatului activității, 2. După ramura de activitate, 3. După nivelurile activității, 4. După modul de organizare. O fi astea patru. Eu știam că verticala și orizontala e că lanțurile astea scurte, da? Multilateralismul de lanțuri scurte formează verticala. Și orizontala e între lanțurile astea scurte, verticale, că toată lumea are nevoie și de pe orizontală de ceva. Dom'le, eu muncesc în fabrica asta, dar am nevoie de haine de pe altă, alt lanț scurt care face haine, știi? În fine, hai să vedem ce zice aici, că le ia pe rând. La A. După forma materială a rezultatului activității. Și ei zic așa. Economistul american I. Clare a clasificat activitățile economice în trei sectoare, astfel. Primar, în care sunt incluse activitățile agricole și forestiere, inclusiv pescuitul și cele extractive. Este sectorul cu nivel tehnic mediu. Secundar, acum, unde sunt incluse activitățile industriale, inclusiv construcțiile, este caracterizat prin progres tehnic superior. Terțiar, în care intră serviciile, în sensul cuprinzător al noțiunii, cu cel mai slab progres tehnic. Și mai vine quaternar, care cuprinde informațiile. Interesant. Și acum, la litera D, structura în plan orizontal și vertical a activității economice. La B, după ramura de activitate. Auzi, în acest domeniu se impun industria, agricultura, transporturile, telecomunicațiile, finanțe, bănci, așa, comerțul, n-ai pus acolo. Litera C, după nivelurile activității. Nivelurile activității economice au mai multe trepte. Acestea sunt microeconomia, unitățile economice, fabrica, uzina, da? Mezoeconomia, economia ramurilor, regiunilor, zonelor. Macroeconomia, economia națională. Mondoeconomia, economia mondială. Și cică cosmoeconomia nu există.
dar datorită activităților în spațiu interplanetar, se va impune obligatoriu într-un viitor nu foarte îndepărtat, zic ei. Așa să fie. Bun. Voi, la ce am citit aici, să stați în minte cu lanțul economic scurt, orizontalele pe el, faceți multilateralismul la lanțuri scurte, din agricultură, industrie, toate alea, și păi iese ce am citit aici, da? Bun. Și acum la litera D, la structura pe plan orizontal și vertical, da? După modul de organizare, cică. Acest tip de activitate economică se structurează pe unități de dimensiuni diferite, cum ar fi. Dă două chestii. Asociații cooperatiste și doi, subdiviziuni. Ateliere, secții, sectoare, compartimente, departamente, etc. Bun. Mai departe. Clasificarea activității economice se modelează în baza diviziunii muncii sociale și constă în scindarea și separarea diferitelor feluri de muncă și statornicirea lor în activități de sine stătătoare. Deci trebuie să faci diviziunea muncii sociale. Da? Că la tine în gospodărie nu faci diviziunea muncii, că tu le faci pe toate, știi? Nu mai faci numai o porțiune din toată munca pe acolo. Le cam faci pe toate. No, când muncim împreună, e muncă socială și e numai o părticică din muncă. Nu le faci tu pe toate, știi? Bun. De aici rezultă specializarea în producerea de anumite produse ori în executarea unor operații. Formele diviziunii muncii sociale după nivelul și cadrul de manifestare. Pe ramuri pot fi diviziunea profesională a muncii. Aia cu domne, tu ești muncitor, eu sunt inginer, știi? Deci am profesie mai mare ca tine, știi? După care diviziunea zonală sau regională a muncii. Aia teritorială, știi? Domne, în ce zonă stai? În ce județ stai, știi? Bun. Și mai diviziunea mondială a muncii, știi? Când faci import-export, știi? Că și aia din alte țări au diviziunea lor a muncii. Și tu aici o ai, fata. Când faci import-export, îi zice diviziune mondială a muncii. Bun. Și acum să trecem la subcapitolul 1.3, agenții economici. Agenții economici fac parte din economia contemporană ca o componentă a economiei. Ei sunt subiecții, persoane participante a activității economice. Dacă ar fi să dăm o definiție agentului economic, ar trebui să-l definim ca două puncte, factor activ și eficient care provoacă sau influențează producerea de bunuri și servicii necesare societății umane. Bun, dar să fiți atenți că agenții economici vorbește despre toia capitaliști. Da? În economie publică știm că noi, domne, pe acolo ne tot fâstăcim să facem treabă, știi? Noi știm unde punem fabrica, ce să se producă, cât să se producă, ce să dea, unde să dea. Ei cu agenții economici o trageți pe capitalism. E ca pe capitalist asta, da? Deci gândiți-vă la agentul capitalist, da? Ca agent economic. Și zice aici, subcapitolul 1.3.1, structurare și caracteristici. Structurarea agenților economici se poate face cel mai bine după criteriile funcției exercitate în economie și ca sursă a veniturilor. În acest context, agenții economici se pot grupa astfel și dă de la A până la G. Hai să vedem ce zice. A. Societăți, întreprinderi care au ca rol producerea de bunuri marfare, care se referă la mărfuri, cu scopul obținerii de profit. Da. E și non-profit economia publică, da? E capitalistă carte, da? Din vânzarea lor. Am spus profit și nu venit, deoarece profitul contribuie la dezvoltarea societății, cică. Nu e așa. La dezvoltarea escrocului, știi, să facă de la propria discreție buncăre sub pământ, nu la dezvoltarea societății. Ai la discreția lui, că el e patronul, da? Dar așa au zis ăștia, scoți. B, acum, instituții financiare și de credit, cu funcția de bază în mobilizarea, transferarea și repartizarea disponibilităților financiare.
Șute morții mătii să-mi suși pula de jigătore cu un țăpat în ureche așa cum a dă-i și rupei. Băi, pămpălăule, trebuie să le dau flecme pe camera care mi-a pus-o în casă. Și au impresia borăturile slave că eu fac școală la slavoni și faze din alea. Te pătracu-i, deci. Băi, mă vezi pe camera aia. Pșu! Acum mă mai vezi, bă, futu-s morții mătii să-ți fut. Futu-s biserica mătii cu cine măta te-o adus pe aici. Pșu! Futu-s Dumnezeii mătii cu închinarea mătii să-ți fut. Transmiteți-le. Zice așa mai departe. Depunerile și dobânzile percepute din împrumuturile acordate și serviciile bancare prestate sunt principalele lor resurse. Trebuie să le dau la greu, simt. Ce? Instituții de asigurare care garantează plata unor despăgubiri în caz de risc asigurat și valorificare a sumelor depuse. Aceste societăți își trag resursele din cotizații și prime plătite de asigurați. De administrații publice sunt unități cu dublă funcționalitate astfel. Două puncte. Producerea de servicii non-marfare necesare în plan social, sănătate, învățământ, cultură, armată, etc. Redistribuirea veniturilor din economie. Administrațiile publice obțin resursele din impozite, taxe, contribuții, amenzi, etc. Acestea sunt administrația centrală și administrațiile locale. Administrația centrală, știți că e suprastructura statului, da, legislativ, executiv, judecătoresc. Și administrații locale sunt ăștia de pe județ, de pe oraș, de pe comună, da? Bun. Litera E. Administrații private. Agenți care oferă diverse prestații, de regulă non-marfare, pentru grupuri particulare. Resursele lor provin din donații, cotizații, sponsorizări, etc. Administrațiile private sunt constituite în organizații științifice, profesionale, culturale, politice, asociații sportive și de binefacere, cu scop non-profit, zic ei. F. Menajele. Reprezentate de persoane fizice, titulare ale unui venit provenit din salarii, cu funcția de consum. Aici se încadrează agricultorii, artizanii liberi, profesioniști, micii comercianți. Și litera G, exteriorul sau restul lumii, în care se găsesc grupate operațiunile dintre rezidenți, reprezentanți diplomatici inferiori ca rang ministrului plenipotențiar sau ambasadorului și nerezidențial, ce aparțin unui spațiu geografic delimitat cu lumea exterioară. Tu știi ce-i zice. Și acum sub capitolul 4, zice că procesul de producție. Hai să vedem ce-i minte pe copii. Sub capitolul 1.4.1, noțiunea de proces de producție. Din totdeauna omul a dus o activitate de producție. Okay. Unii se vor întreba, și nu întotdeauna nejustificat, cum? Răspunsul va fi, ca întotdeauna, simplu. Omul a acționat cu ajutorul mijloacelor de muncă asupra obiectelor muncii pe care le-a transformat în produse finite, oferite de el lui însuși, pentru satisfacerea necesităților sale. Ce mijloace de muncă asupra obiectelor muncii? Mijlocul de muncă, de exemplu, parul și obiectul muncii, mi se pare că dai în pământ să-ți faci o groapă, știi? Sau gândiți-vă la alte procese, da? Ca să știți cum e cu obiectul muncii și cum e cu mijlocul de muncă. Știți? Dai cu securea, unde? În obiectul muncii, în lemn, da? Îl tai la trupină, da? Să-l dai jos să te încălzești acasă, da? Așa e. Pe scurt, putem spune, unirea muncii vii cu mijloacele de producție constituie procesul de producție. Așa e. Deci e vorba unirea ta cu mijlocul de producție, cu banda pe care tot lucrezi acolo, știi? Schematic, cele spuse mai sus pot fi reprezentate astfel. Forța de muncă U
cu uneltele de muncă plus obiectul muncii egal produs finit. Sau semifabricate, nu poate să fie, dacă în ziua de azi e greu să faci produsul finit și cei mai mulți fac semifabricate și componente. Și, de exemplu, un telefon ăsta sunt peste un milion, câteva milioane de componente de electronică. Și, ce bă, le faci tu pe toate acolo? Le aduce de prin toată lumea, știi? Și le asamblează într-un telefon de ăsta. Concluzionând tot ce s-a spus până acum, putem da o definiție destul de completă a procesului de producție. Și de definiție. Procesul de producție este totalitatea proceselor de muncă și a proceselor naturale în vederea obținerii unor bunuri materiale necesare traiului uman și animal, da, uman. 1.4.2. Structura procesului de producție. A. După procentul de participare la transformarea obiectului muncii în produse finite, procesele de producție pot fi 2. Procese de bază, procese auxiliare, procese de deservire. Și le văd că pe rând. Procesele de bază contribuie direct la transformarea materiei prime sau semifabricatelor în produse finite. Procesele de bază pot fi și de vreo 4. Procese de bază pregătitoare, procese de bază prelucrătoare, procese de bază pentru montaj, finisare, procese de bază pentru încercare, probă. Și acum procesele auxiliare sunt cele care pregătesc sau asigură buna desfășurare a proceselor de bază. Din categoria proceselor auxiliare fac parte executarea, întreținerea și repararea sculelor, matrițelor, repararea și întreținerea utilajelor și a construcțiilor, producerea tuturor felurilor de energie. Bun. Și al treilea mare proces, procesele de deservire, au ca scop deservirea proceselor de bază și auxiliare, cum ar fi transportul materiilor prime, al semifabricatelor și produselor finite, aprovizionarea locurilor de muncă cu SDV-uri, scule dispozitive și verificatoare, matrițe, semifabricate și energie necesară, activitatea laboratoarelor și depozitelor, etc. Procesele de deservire asigură condiții normale de lucru. Bun. Și acum la litera B, la structura procesului de producție. După gradul de dotare tehnică, procesele de producție pot fi. Și da, acum vreo 3 feluri, da? Deci așa. Procese manual-mecanice, adică lucrul la mașini unde este necesară reglarea manuală a procesului sau avans manual. Procese mecanice, adică înlocuirea proceselor manuale cu cele mecanice. Apoi, procese de aparatură, fizice, fizico-chimice, în care se schimbă substanța obiectului muncii, fie transformarea unei substanțe în alta, adică sulfonare, nitrare, oxidare, etc. Sau procese fizice, evaporare, cristalizare, uscare, etc. Bun. Și vă dă o schemă a procesului de producție. Dacă îl vedeți aici, e foarte bine. Îl pun și pane dacă vreți. Ce am citit acum cu procese de bază, auxiliare, de deservire, da? Și acum la litera C, zice aici, după gradul de dotare tehnică, procesele de producție pot fi la structura procesului de producție. Litera C. După caracterul prelucrării materiei prime, se deosebesc următoarele forme de procese de producție. Și sunt 3, auzi. Procese de producție directe,
adică produsul finit rezultă din prelucrarea succesivă a unui tip de materie primă, de exemplu cărămizile. 2. Procese de producție sintetice, adică produsul finit este rezultatul prelucrării a mai multor tipuri de materii prime, adică fabricarea bicicletelor, automobilelor, etc. Și 3. Procese de producție analitice, adică se obțin mai multe tipuri de produse finite din aceeași materie primă. În ghilimele, anvelope auto, anvelope biciclete, tălpi, încălțăminte, etc. Și mai vine la structura procesului de producție, litera D. Din punctul de vedere al desfășurării lor în timp, sunt următoarele categorii de procese de producție. Și dă două puncte. Procese de producție ciclice, adică se repetă sistematic sau periodic la fabricarea fiecărei unități de produs, cum e de exemplu procesul de laminare. Și 2. Procese de producție neciclice, nu, adică nu se repetă periodic sau apar în mod întâmplător, cum e întreținerea mașinilor, defecțiune, etc. Așa au scris ei. Da. Și să trecem acum la subcapitolul 1.5. Aici. Ei zice, nu, că costuri acum. Dacă zice costuri, venituri, rentabilitate. Hai să vedem ce zice aici. Mai avem vreo 3 pagini de citit și ne apucăm mâine iară. Și o luăm cu costurile acum. În procesul folosirii productive a mijloacelor comerciale, iau naștere cheltuielile de producție. Așa e. Cheltuielile de producție reprezintă consumuri de mijloace de producție și forțe de muncă. Exprimate în bani pentru fabricarea produselor, acesta este de fapt costul de producție. În costul de producție se reflectă ansamblul cheltuielilor făcute de întreprinzător pentru producerea bunurilor și serviciilor economice. Și dă acum categorii de costuri. Probabil în capitalism. Categorii de costuri avem și în socialism, da? Ia să încerci aici. În funcție de componența și reacția lor în expresia volumului de activitate, costurile pot fi clasificate astfel. Și dă litera A. Costul total sau costul global este generat de consumul global. Auzi. Costurile totale sunt formate din, și de două puncte, costurile fixe, în care sunt incluse cheltuielile societății, independent de volumul producției, cu iluminatul, chirii, încălzire, dobânzi la împrumuturi, amortizări, etc. Costurile sunt în general constante. Ele se manifestă când trec de la o dimensiune, de la o talie, la alta. Când se dezvoltă sau își restrâng activitatea. Costul este funcție de talia societății. Auzi? Adică costul fix este egal cu FPT, unde CF egal cost firmă și T e talia societății, zic ei. Și la 2, costurile variabile se modifică în funcție de volumul activității producției. Sunt proporționale cu materiile prime, o parte, iar altele neproporționale, salariile. Costul variabil depinde de variația producției. CV egal cu F, între ghilimele cu Q, unde CV egal costuri variabile, F variația producției, Q cantitatea produsă, ca volum de producție. Este mătii de voi. Din cele arătate până aici, se relevă clar că întotdeauna costul total este dat de însumarea costurilor fixe și a celor variabile. CT egal CF plus CV, da? Făcut o adunare. Și acum litera B la categorii de costuri. Costuri medii sau unitare sunt reprezentate de costurile ce revin pe unitate de produs. Exprimate matematic, ele sunt un raport dintre costurile totale la cantitatea de produs astfel. Și să vedem. CTM egal cu CT supra Q. Unde CTM egal cost total mediu, CT cost total, Q egal cantitatea de produs. Dacă vedeți pe aici și acela. Poveți, da? Ce? Costul marginal. Știți ce e cost marginal? Știm de la capitalism. E un cost suplimentar ceva. Costul marginal este o expresie a variației costului total.
determinată de modificarea cu o unitate a volumului de activitate, de producție. Deci se mai modifică, da? Se mai pune în plus ceva. Da? CMA egal cu delta CT supra delta Q, unde CMA e cost marginal, delta CT egal variația sporului costului total, delta Q variația sporul volumului de producție. Așa. Și zice așa, că costul fix este o sumă fixă care se adaugă la cele variabile. Deci este o constantă. Conținutul și nivelul costului de producție sunt diferite în funcție de perioada de raportare. Costul de producție după perioada la care se raportează poate fi. Vedeți că vă duce pe câmpie cu povestea asta. Voi stați în minte cu economia publică. Dom'le, cu prețuri și tarife, știi? Costul de producție cu treaba lui, dom'le, câtă energie și muncă am depus, câtă energie materială am băgat pe acolo și alte chestii, știi? E niște intrări și ieșiri, ca general poți să gândești, știi? Ce-ți intră acolo, ce-ți iese. Câtă infrastructură industrială ai pus-o în funcțiune să faci produsul ăla, câtă nu, știi? Câte lucruri ai consumat pentru să faci produsul, știi? Sunt mai multe, dar ăștia te ia pe bani și pe capitalism, știi că e carte capitalistă. Cost de producție pe termen scurt, care este egal cu suma costului variabil și a celui fix pe termen scurt, de exemplu pe o săptămână. Costul de producție pe termen lung, în care se pot modifica aproape toți factorii de producție, până și costurile fixe pot deveni variabile la echipament, instalații, tehnologii. Bun. Aici la costul de producție să știți că e mai complexă treaba. Și la Ceaușescu și de alea, ați văzut când am citit capitolul de costul de producție, e dificil costul de producție. Dar merge, dacă știți un pic de tehnologie, să vă lipiți cu el, da? Și doi la mână, lasă că știți din alte părți cât să vă dați voi pe acolo așa niște lucruri. Vă mai învăț cum vine, da? Ca să nu ziceți că, băi, e atât de greu, ne doare capul. Mai departe, venituri și consumuri, zice aici. Fiți atenți. Venituri, zice acum. Venitul este parametrul ce nu poate fi despărțit de un alt parametru economic important. Consum. Venitul își trage sursele din activitatea agenților economici. Agenții economici, la rândul lor, se află în dublă ipostază. Aceasta este de consumator și de producător de bunuri și servicii. În acest caz, venitul se transformă în cheltuieli pentru consum personal și cheltuieli pentru procurarea de noi factori de producție. Veniturile agenților economici, la nivelul macroeconomic, reprezintă venitul societății, adică bogăția disponibilă, iar pe de altă parte pot fi resurse pentru satisfacerea nevoilor de consum al membrilor societății. Hai, mai spune. Și zice acum, două feluri de venituri. A. Venitul primar. Venitul primar este obținut de agenții economici ca posesori și sau utilizatori de produse, care compensă pentru prestații ca factori de producție. Acesta se mai numește și produs inițial. Acesta provine numai din muncă, salarii și alte venituri, sau din proprietatea de capital, dobândă, rentă, profit, dividende, chirii, etc. În țările dezvoltate, o mare parte provine din salariile angajaților. Deși este sursa inițială de satisfacere a nevoilor, nu poate fi integral folosit de beneficiari, datorită puterii publice, care formează veniturile de transfer formate în urma redistribuirii veniturilor primare, impozite directe, taxe, cotizații, buget public, etc. Venit de transfer negativ, ajutoare, indemnizații, alocații, etc. Venit de transfer pozitiv. Începe să mă doare și pe mine capul acest silon șirat pe aici. Ah. B. Venitul disponibil. Cica. Venitul disponibil este cel ce rezultă în urma diminuării venitului primar, cu preluările obligatorii și majorarea cu prestații sociale. Acesta este mai redus decât venitul național. Voi nu săriți din logica societății că vă greșiți. Da? Că și ăsta, când citesc pe aici, mi-e greu și mie să mai revin peste ei. Bă, ai încărcat mult aici cu niște chestii și nu știe lumea de la ce vine, știi? Stați în minte cu logica societății pe acolo, până în economie vă întindeți și tehnologie și așa mai departe. Distanța, zice, la venitul disponibil. Dimensiunea dintre cele două forme de venituri
este influențată de raporturile dintre transferurile de venit negative și cele pozitive. Așa, băi, jegosule. Legătura dintre venitul primar și cel disponibil este un rezultat al politicii puterii publice în domeniul veniturilor. Dacă administrația publică are capacitatea de a face o corectă repartizare echitabilă a sarcinilor fiscale pe categorii de agenți economici și o corectă orientare a prestațiilor sociale, veniturile de transfer vor avea efect de protecție socială și redresare în domeniile de importanță națională ce au dificultăți de ordin financiar. De dracu, măta! Și acum să vedem sub capitolul consumul. Așa cum am spus la începutul paragrafului, venitul nu poate fi despărțit de consum, mai ales într-o economie de piață. Auzi, nu vrei și în economia publică, mai ales în economia publică, nu în aia de piață. Consumul întotdeauna depinde de venit. Și tu știi în economia publică, nu, domne, cât produce asta și consum, domne, suntem toți cu o proprietate acolo. Și ei zic așa, deci, niciodată nu pot să consum mai mult decât am sau decât pot procura. Am înțeles. Și tu ce mi-ai dat salariu minim? Ca să procur numai de salariu minim. Eu știu că e cu fiecare după munca lui, acolo, băi, tâmpitule. Și procur după fiecare după munca lui, știi? Ce zice economia publică? E carte capitalistă, da? Pentru un consum dorit, trebuie să avem o sursă de venituri corespunzătoare. Dar, de fapt, ce este consumul, zică? Răspunsul, ca întotdeauna, este mai mult decât simplu. Totul este să gândim logic. Ia să vedem. Și zice așa, consumul este utilizarea unei părți din venit pentru procurarea de bunuri și servicii necesare nevoilor oamenilor și ale societății. Bun. Practic, partea din venit peste consumul său reprezintă economiile. Aoleu, ce-i sări repede în economie. Raportul dintre consum și venit este rata consumului, ce zice. Rata consumului este barometrul cheltuielilor pentru consum din totalul venitului. Ce egal CPV. Unde ce e rata consumului, ce cheltuieli de venit. Dă formula de calcul. Dacă o vedeți acolo, da? De aici se poate deduce foarte ușor că nivelul cheltuielilor ce le poate face un agent economic se poate calcula astfel. Ce egal cu V ori C. De unde rezultă că cu cât rata consumului este mai mare, cu atât partea destinată economiilor este mai mică. Și acum criterii de delimitare a consumului, zic ei. Și dă patru criterii. După rolul său poate fi consum intermediar, adică consumul de produse pentru obținerea altor produse, 2. Consum final, adică consumul de bunuri ce nu mai pot fi prelucrate sau transformate. Alt criteriu. După categoria celor ce utilizează consumul final, deosebim. Și dă 4 puncte. Consum personal sau individual, adică bunuri durabile, mobilă, aparatură electrocasnică, îmbrăcăminte, bunuri non-durabile, hrană, medicamente, servicii. 2. Consum public, guvernamental, zic ei, cu instituții publice. 3. Consum colectiv, ONG-uri, organizații neguvernamentale. Și 4. Consum social, spitale, școli, muzee, etc. Al treilea criteriu acum, de delimitare a consumului, zic, după natura bunurilor pentru consum. E de două feluri, consum de bunuri materiale și consum de bunuri spirituale. Și alt criteriu, după periodicitatea consumului, sunt de trei feluri. Consum permanent, adică bunuri strict necesare. 2. Consum ocazional, adică în anumite momente. Și 3. Consum rar și foarte rar. Bun. Și zice mai departe. Raportul dintre variația sporul consumului și variația sporul venitului dă înclinația marginală spre consum. Aceasta arată cu cât va crește consumul la creșterea cu o unitate a venitului. Și dă o formulă de calcul. C mic e calcul delta C mare supra delta V mare.
aici dacă vă merge ceva. Consumul de bunuri și de servicii este studiat în multe țări prin bugetul de familie, care pune în evidență evoluția consumului după necesitățile vitale, hrană, îmbrăcăminte, etc. În raport de mediul urban și cel rural, în funcție de venituri, după vârstă și sex, etc. Bun. Și ultimul mărunțiș, rentabilitate. Rentabilitatea activității economice este o formă a eficienței economice, care la rândul ei este o componentă a raționalității umane. Eficiența economică face balanța dintre cheltuieli și venituri. Rentabilitatea apare atunci când activitatea economică, adică producerea de bunuri și servicii etc., are capacitatea de a produce profit. Nu, domnule, și non-profit treaba. E țară capitalistă, știi, și acum o dă cu de a produce profit. Nu, câte cheltuieli, câte intrări ai, atâtea și ieșiri trebuie să fie. Trebuie să fie egalitar, da? Știi, din economia publică, nimeni nu se fură pe nimeni, știi? Ce mai văd pe mine cu profit, știi? Te bat dracu, bă. Și zice mai departe. Aici intervine un termen specific, pragul minim al rentabilității societății comerciale. Adică punctul de unde nu se mai poate obține profit, iar rentabilitatea se transformă în pierderi. Fenomenul invers rentabilității, adică atunci când societatea comercială nu mai are capacitatea de a produce profit, duce la faliment. Nu e așa. Poate să fie profit, ori poate să fie fiecare după munca lui, ori poți să ajungi înspre faliment. Asta nu am spus-o. Ai carte capitalistă, da? Cu extreme. Ori profiți, ori duci în faliment, știi? Aștia se scroși, da? Atunci când volumul încasărilor societății comerciale din activitatea depusă este egal cu volumul costurilor pentru obținerea veniturilor respective, se obține punctul de echilibru al rentabilității sau pragul minim al rentabilității. Hai, văd, e egal. Aici e mare ajustă, da? Rentabilitatea activității economice a unei societăți comerciale arată eficiența acesteia prin obiectivul tuturor factorilor de producție utilizați și consumați pentru realizarea sa. Nu, cam asta a fost capitolul de azi. De mâine facem și economia de piață, văd că scrie pe aici. E carte capitalistă asta. Dacă asta am găsit-o elemente de tehnologie generală de la liceu, hai să citim din asta. Că nu găsesc în altă parte, știi? Vreau să fie mai de facultate, să ne lipim bine cu logica societății, logica tehnologică. O să o fac de la mine asta. Logica tehnologică, mă cam pricep. Dar trebuie să o structurez mai bine și eu un pic, da? Mă formez și eu un pic pe parcurs, când citim un pic cărțile pe aici, așa. Să facem și metoda ca lume, da? N-am reușit să găsesc metoda decât cea de la electrotehnică, ta e bună. Mai citim metoda de la partea economică, că se leagă foarte bine cu cea tehnologică. Ați văzut alți figura. Și să continuăm și mâine cu partea tehnologică, că e foarte importantă să vedeți tehnologic despre ce e vorba, ce e și tehnologia, dar și prin economie, cum funcționează tehnologia asta și meandrele tehnologice, ce urmează și tipul de mentalitate umană. Da? Chiar dacă e un fel de structură generală inductiv-deductivă pe tehnologie, am înțeles. Dar tu când faci procesul și procedeul și liniile de producție, le faci după psihologia ta, că tu vrei produsul ăla, știi? Și meandra tehnologică trebuie să urmeze meandra psihologică a ta, să-ți satisfaci propriile lucruri personale, bunuri și servicii. Nu să cineva să dea ceva ce nu-ți place și nu-ți convine, știi? Și da, e o meandră tehnologică atunci când vine vorba de economie și de ce vrei tu din tehnologie. No. Și de asta construim logica societății, logica tehnologică, logica naturii, da? Meandrele psihologice, că lumea merge așa din una la alta, da? Și trebuie să urmeze și tehnologia asta și economia, meandrele psihologice personale, de grup,
sau societale. Da? Da. Mâine o să pornim cu următorul capitol tot din cartea asta, dar cu un mare preambul, ca întotdeauna, să înțelegem foarte bine lucrurile și pe tehnologie.